După cum cunoașteți, la data de 6 iunie, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a lansat apelul de granturi Moldova Turistică, care este destinat pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care desfășoară activitate în domeniul turismului. Pentru a veni în sprijinul potențialelor beneficiari, am organizat acest atelier de instruire și inițiere pentru a facilita procesul de aplicare la granturi și pentru a oferi suport informațional cu privire la procesul de aplicare, dar și la dezvoltarea unor afaceri. Salutăm prezența în această sală a domnului Benjamin Toric, director al proiectului de competitivitate și reziliență rurală în Moldova, domnul Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Culturii, și doamna Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Intern și Receptor din Moldova. O să ofer cuvântul domnului Benjamin Toric pentru un cuvânt de salut. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Bună ziua, everyone. I'm so pleased to join Mr. Andrei Chistol, State Secretary of Ministry of Culture, and Ms. Elena Stepanov, the Executive Director of ANTRIM, in welcoming you to the information session on the Moldova Tourism Grant Opportunity, which is implemented by USAID RCRA. Bună ziua tuturor! Bună ziua, Elena, domnul secretar de stat, Andrei Chistol, stimată audiență. Vom prezenta astăzi Moldova Turistică, un atelier de instruiri și inițiere în noul program de grant. Mr. Ben ne va prezenta mai multe informații despre aceasta. It is just simply amazing to see so many people in this room and many more who are following us online, which clearly demonstrates the immense interest from the private sector investing in the tourism industry. Este uimitor să avem atâția oameni prezenți aici și cu siguranță și mai mult de atât pe fir, oameni care doresc să investească în domeniul turistic și să-l dezvolte. We firmly believe that the tourism sector can substantially contribute to the prosperity of rural communities and the overall progress of Moldova. And we hope that the USAID RCRA Moldova Tourism Grant Program will catalyze additional investments in the tourism sector. Suntem ferm convinși că industria turismului poate contribui la comunitatea locală, la integrarea acestora în diferite programe și proiecte, la dezvoltarea în general economică a țării și sperăm că programul de grant finanțat de USAID și proiectul RCRA să contribuie la aceasta. The USAID RCRA program is coordinated closely with the Ministry of Culture, taking into account private sector needs, but also global trends in tourism development. Proiectul cooperează cu Ministerul Culturii din Republica Moldova și ia în calcul trendurile și necesitățile industriei turismului din Republica Moldova. This grant program signifies a milestone in our shared vision for a sustainable and resilient tourism development. Programul pune accent pe un element de bază, turismul sustenabil și turismul de reziliență, care să fie, de fapt, ca suport pentru generațiile viitoare, inclusiv. And we know that developing grant application requires a lot of time and effort, but we are confident that ANTRIM's dedication and expertise will help drive the success of these grant opportunities and the overall growth of the tourism sector. Știm că scrierea de proiecte și aplicarea la proiecte necesită timp și implicare pentru a le crea și pentru a le pune la punct, dar suntem convinși că cu suportul ANTRIM, care va facilita această scriere de proiecte și ca proces în sine, noi vom reuși toți împreună. And all of us together can elevate Moldova to become a premier destination that offers genuine experiences and generates long-lasting economic benefits for its people. Mulțumesc!
Și suntem convinși că aceste proiecte și programe vor contribui la transformarea Moldovei ca o destinație turistică de top, care va contribui atât economiei locale, cât și dezvoltării ca destinație turistică, inclusiv pentru generațiile viitoare. Mulțumesc! În continuare o să ofer cuvântul domnului Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii, care este autoritatea publică centrală cu competențe în domeniul turismului și care cu care colaborăm în strâns parteneriat pentru a dezvolta industria turismului. Domnule Chistol. Da. Bună ziua tuturor! Chiar îmi face o plăcere, Ben, dragi colegi, chiar îmi face o plăcere să fiu prezent astăzi aici la acest eveniment, această sesiune de informare, care din perspectiva noastră este un element foarte bun de a comunica, de a înțelege, de a discuta, de a analiza, de a concretiza anumite idei de proiecte care le aveți dumneavoastră. Și sigur că ne bucurăm foarte mult, în primul rând, că suntem aici, că suntem partea acestui parteneriat extraordinar pe care îl avem cu USAID pentru dezvoltarea industriei turismului în Republica Moldova și sigur că un focus mare pe dezvoltarea turismului în mediul rural. Acest obiectiv ne l-am propus ca să-l realizăm împreună și acest obiectiv face parte și dintr-o viziune mai globală a Ministerului Culturii de a dezvolta turismul în Republica Moldova, de a asigura o creștere și o dezvoltare sustenabilă a industriei turismului din Republica Moldova, de a ne ralia la standardele internaționale în domeniul turismului și de a oferi posibilitatea tuturor celor care au o idee, au un business deja în domeniul turismului, vor să-și dezvolte, vor să-l diversifice și iată prin aceste instrumente, prin aceste programe vom veni în suportul și în susținerea dezvoltării afacerilor în domeniu. Noi avem nevoie de un domeniu competitiv, noi avem de nevoie de inserții mai mari de elemente noi în activitatea pensiunilor, în activitatea hotelierilor, în activitatea tuturor celor care desfășoară turism receptor în Republica Moldova. Noi avem nevoie să creștem calitativ oferta turistică națională și iată aceste programe care le realizăm cu USAID vin să îmbunătățească oferta turistică națională, vin să o promoveze mai bine și vin să implice comunitățile în dezvoltarea locală prin intermediul turismului. Noi deja avem mai bine de 10 ani de când USAID investește în industria turismului, noi vedem rezultate, noi vedem un trend pozitiv în dezvoltarea afacerilor și cred că acest trend este nevoie să-l amplificăm. Sigur că cu USAID lucrăm și pe partea de politici publice care să favorizeze și alte elemente importante de dezvoltare a turismului, să lucrăm și pe partea educațională, să lucrăm și pe partea de promovare, să lucrăm și pe partea de standarde de calitate în industria turismului și pe alte elemente importante. De aceea vă rugăm să fiți parte acestei comunități de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, să promovăm în continuare acest element extraordinar pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Noi vorbim de locuri de muncă, noi vorbim de dezvoltarea locală, de dezvoltarea de afaceri și acestea sunt obiective în cheie pe care și le propune și Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Culturii ca instituție responsabilă de domeniul turismului. Vorbeam ieri cu colegii de pe platforma mai multor ministere despre economia verde. Sunt tendințe importante care le avem în guvern, sunt elemente, programe importante care le avem în guvern și doar o sincronizare între diferite programe, diferite inițiative ne poate ajuta ca într-adevăr turismul să fie un domeniu important pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Noi considerăm turismul un element, un domeniu important pentru dezvoltarea locală. De aceea, aceste programe și alte activități care vor derula în continuare vin să îmbunătățească și să consolideze acest element important și sector important al economiei. Eu vă doresc succes, vom comunica în continuare cu dumneavoastră și vă îndemnăm să fiți activi
Și haideți împreună, prin ideile care le aveți, prin inițiativele care le aveți, să transformăm localitățile noastre în destinații turistice importante, să atragem cât mai mulți turiști aici în Republica Moldova și să contribuim la dezvoltarea locală și crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar de stat, și cu un mesaj de salut îi ofer, pentru un mesaj de salut îi ofer cuvântul doamnei Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova. Bună ziua, mulțumesc! Eu la fel sunt onorată să fiu prezentă astăzi aici, alături de partenerii strategici, alături de cei care ne suportă strategic, financiar în dezvoltarea turismului intern din Moldova. Mă bucur să vă văd atât de mulți reprezentanți ai sectorului, afacerilor, ceea ce înseamnă că noi cu toții dorim o dezvoltare continuă a sectorului, noi cu toții dorim și mergem pe aceeași linie și ne dorim să creăm ceva nou, ceva frumos, ceva ce o să dezvolte țara noastră ca o destinație turistică. Sunt onorată la fel și de legătura care o avem noi, de colaborare, de încrederea care o au donatorii și partenerii în expertiza care o are asociația noastră. De ce astăzi o să venim și cu un serviciu nou pentru, nu doar membrii noștri, dar pentru toți cei din sectorul turismului, un serviciu care o să permită să facă aplicarea mai ușoară, o să permită să venim și noi cu expertiză în aplicațiile care le faceți dumneavoastră pentru suport și pentru granturi. Și cu siguranță o să mergem toți împreună spre o destinație mai frumoasă și pe produse noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! În continuare o să facem o scurtă prezentare a programului de granturi Moldova Turistică. Vă rog să luați loc în sală. Care sunt obiectivele strategice ale programului, care sunt domeniile de prioritate și criteriile de eligibilitate? O să... Da, vă rog. Pentru a prezenta programul, o să ofer cuvântul doamnei Diana Lazar, directoare industriei vitivinicole și a turismului, proiectul de competitivitate și reziliență rurală, dar și doamnei Elena Angel, specialist granturi, de asemenea, în cadrul proiectului de competitivitate și reziliență rurală. Bună ziua tuturor! E plină sala, mie îmi pare că Moldova Turistic s-a mutat la Mediacor, aici în curtea de la USM, și asta este frumos, pentru că exact asta e, noi ne dorim, o comuniune cât mai mare. Și acum, dacă suntem totuși atât de mulți și sunt foarte multe fețe necunoscute, cei ce ne bucură, înseamnă că interesul este mare. Înainte de a procede la această prezentare, care o să dureze aproximativ 20-25 de minute, eu împreună cu Elena voi prezenta partea tehnică, obiectivele, după care ne vom opri la aspecte ce țin de formalități, de aplicare, de procedură. Așa că să facem cunoștință într-un mod un pic mai apropiat, aș vrea să ridicăm mâinile, să vedem din cei din sală. Câți deja au o afacere inițiată în domeniul turismului în Moldova? Haideți să vedem. Așa, sunt destul de mulți și asta ne bucură. Înseamnă că este un interes și o reziliență pentru că dorim să mergem mai departe. Și acum este intuitivă următoarea întrebare, dar câți din cei din sală își propun să inițieze un startup, să inițieze o afacere în domeniul turismului? Haideți, vă rog frumos, să ne cunoaștem cei mai curajoși. Vă mulțumesc. Iată, vedem așa un echilibru destul de mare, ceea ce, de fapt, această întrebare este, desigur, pentru a ne cunoaște, dar și pentru a înțelege care este dinamica de dezvoltare a acestui sector profund afectat de diverse, de un context destul de dificil, pentru că turismul, noi vorbim despre turismul în Moldova, vorbim despre turismul receptor și intern, și de aceea, așa cum spunea și domnul Toric și domnul Chistol și Elena Stepanov, în debut, turismul nu poți să-l dezvolți stând singur în mijlocul unui deșert, a unui șes, a unei păduri și așa mai departe. Turismul înseamnă colaborare, înseamnă parteneriate, înseamnă formări de pachete împreună, înseamnă o conectare la contextul global. De aceea, haideți să vedem această incursiune scurtă pe care echipa noastră a pregătit-o pentru dumneavoastră, pentru că știți dictonul acela, gândim global și acționăm local. Asta este foarte mult despre turism și despre afacerile în turism.
Contextul în care noi ne aflăm în turismul receptor și intern în Moldova, nouă, mai ales cei care sunt în industrie, ne este foarte cunoscut, nouă ca și partener de implementare a proiectelor USAID, fiind cu o experiență destul de vastă în spate. Ce am văzut, desigur, am văzut o creștere a industriei turismului destul de alertă, așa și promițătoare până la COVID. COVID-ul a oprit turismul în toată lumea, inclusiv în Republica Moldova, iar 2022, de fapt, era anul cel mai de aur și promițător pentru businessul din turism din toată lumea. Și prognozele arătau că în 2022 noi vom recupera, inclusiv unele din organizațiile economice globale prognozau că pentru Moldova va fi cea mai ușoară recuperare, poate de atât că aveam și un turism destul de mic comparativ cu altele. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat, această criză dramatică din Ucraina, acest război al Federației Ruse, care a afectat turismul în Moldova și vedem anul trecut, de fapt, după cifre, peste 4,7 milioane de străini care au traversat frontierele, dintre care numai 2,4 au stat între o zi și 90 de zile în Moldova, adică s-ar cataloga în definiția de turism și în plus avem, dacă ar fi să extrapolăm, o cifră destul de mare, desigur, de refugiați. Iar mulți din acești refugiați sau cetățenii ai Ucrainei care au fugit de război au fost găzduiți de dumneavoastră. Deci cifrele pe care le vedem inclusiv pentru unitățile de cazare nu sunt neapărat unele de dezvoltare durabilă, ele sunt conjuncturale și noi înțelegem acest context, nu-i așa? Bine, dacă ne uităm la aspectul ce ține de un efect pe care noi l-am sesizat după pandemie, inclusiv prin campaniile pe care le-am promovat cu autoritățile statului, de a propulsa turismul domestic și vedem o creștere acestuia, inclusiv pe statistici, practic mai mult decât o dublare a veniturilor și a circuitului de turiști din Moldova. Deci moldovenii se învață să călătorească acasă. Aceasta este o altă tendință importantă. Acum, din punct de vedere economic, de ce domnul Chistol și autoritățile statului au inclus industria turismului? Practic, pentru prima dată vedem o introducere a prioritizării industriei turismului în documentele publice naționale. Adică ce? Strategiile de stat, care de fapt sunt fața guvernului, autorităților noastre pentru toți, pentru mediul privat, pentru mediul internațional. Național. Și noi regăsim turismul și în strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, o găsim și în programul național de dezvoltare, o întâlnim și prin acțiuni concrete în programul de acțiune a guvernului. Aceasta deja ne dă un context, noi fiind antreprenori în sală, ne dă un context că deja turismul este pe masa de interes a mai multor actori. Sub aspectul importanței economice, bine, întotdeauna această monedă este ceea ce ne interesează. Noi nu avem foarte multe date statistici, dar dacă ne uităm la ceea ce ne livrează Banca Națională a Moldovei, vedem cel puțin dacă în 2019, în anul prepandemic, străinii contribuiau cu peste 550 de milioane la cheltuielile făcute în Moldova de aceștia, ceea ce reprezenta peste 35% din PIB-ul național. Anul trecut, probabil și din cauza războiului, vedem o creștere semnificativă, avem peste 470 de milioane, care iarăși este o creștere destul de mare. Din punct de vedere a competitivității, Moldova a crescut 40 de puncte în indicele global de dezvoltare a turismului. Dacă este să comparăm, deci evaluarea făcută și deci, publicată anul trecut, comparativ cu anul 2017, de exemplu, da? Când de-abia începeam aceste programe de granturi mai intense. De ce USAID susține turismul? De aceea că această industrie are o profundă implantare în mediul regional, în afara mediului, să zic așa, urban, metropolitan, dacă am putea să-i spunem, adică în afara capitalei. Pentru că poate crea și genera locuri de muncă importante, în special este o industrie foarte inclusivă pentru tineri, pentru femei și pentru, deci este foarte ușor de a te include în acest circuit prin anumite formări profesionale. Iar deci statisticile demonstrează că deci turiștii, care cei puțin 30 de turiști aduși în țară, generează un loc de muncă și de aceea focusul nostru pe programele USAID a fost foarte mult pentru a cataliza creșterea acestei cereri. Ori astăzi noi cu dumneavoastră vorbim despre creșterea unei oferte de turism, da? Dacă este să ne uităm în urmă, indicatorii noștri de dezvoltare sunt foarte mult interlegați de proiectele USAID, cel puțin trei proiecte anterioare ale USAID au susținut industria turismului,
mediul privat. Și vedeți aici destul de grăitoare acești indicatori. Ei sunt cei din trecut. Noi ne propunem niște ținte mult mai importante. Acum, noi o să trecem peste aceste slide-uri mult mai ușor. Vedem din tendințe că în Moldova este o revigorare, dar nu este o revigorare foarte alertă. Totuși avem foarte mult încă de recuperat. Vedem o ședere a străinilor în Moldova de aproximativ 2,3 zile, ceea ce este foarte puțin. Noi ne dorim ca aceștia să stea mult mai mult în Republica Moldova și respectiv să generăm o valoare mai mare. Desigur că noi astăzi cu dumneavoastră vom vorbi despre programul de granturi, dar fiind businessmen, fiind oameni de afaceri, desigur că există acel dicton de 10 ori măsoară și odată taie. Așa și în cadrul proiectelor pe care noi le inițiem, avem o analiză sistemică și o abordare sistemică în tot ceea ce facem. Adică nu intervenim doar să lucrăm cu IMM-urile, să dezvoltăm unități de cazare. Noi trebuie să ne asigurăm că există un ecosistem care este favorabil, că există o cerere, că țintim un turist străin care poate să plătească această ofertă turistică, pentru că Moldova nu poate fi poziționată într-un turism de nișă ieftină, să spunem așa, da? Noi trebuie să țintim un turism de nișă care oferă experiențe autentice de valoare. De aceea și abordarea noastră în cadrul proiectului de competitivitate și reziliență rurală este una care merge pe întreg domeniile, pornind de la politici publice, formare profesională, promovare, marketing a destinației atât la nivel internațional, regional și local și deci sporirea rezilienței întreprinderilor mici și mijlocii. Ceea ce de fapt astăzi vom vorbi cu dumneavoastră. Așa, deci există, avem o echipă tehnică, ea este mai jos scrisă, dar noi suntem în echipa tehnică care lucrăm în domeniul turismului, 4 persoane, eu fiind directoarea acestui component, dar alături de mine este Natalia Țurcanu, care este manager industria turismului. Dacă este aici, Natalia, o vedeți în spate, să înțelegeți cine este cine și la cine o să vă adresați. Natalia este managerul pentru industria turismului în cadrul proiectului nostru. O avem pe Valentina Ceban, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, astăzi este la distanță, este manager pentru dezvoltarea produs turistic și a întreprinderilor mici și mijlocii. Mariana Mischievca, care a moderat prima sesiune și care este manager responsabil pentru formare profesională și standarde de calitate, exact ceea ce și astăzi vom aborda. Și Maia Băieșu, care este responsabil de politici publice în domeniul turismului și de reglementări. Așa, vedeți, îl cunoașteți pe acest actor, da? El îi invita pe toată lumea și spunea, fiți oaspeții noștri, pentru noi fiecare om este unul important. Sau ce s-a mai întâmplat mai departe? Noi suntem o țară ospitalieră, dar cum această ospitalitate care a devenit legendară, da? Pentru moldoveni nu a făcut diferență, că este un ucrainean care fuge de război, l-au primit cu inima deschisă și cu pâine pe masă, sau că au venit aproape 50 de șefi de stat, tot așa au fost primiți, cu aceeași căldură. Deci cum această ospitalitate noi o traducem într-o afacere, într-o afacere care este competitivă, rezilientă, axată pe valoare. În plus avem aceste campanii locale foarte cunoscute, care de asemenea spun despre cum noi ne dorim să avem acești oaspeți, acest circuit. De aceea, de aici am ajuns la acest program, Moldova Turistică, un program de granturi, este primul program de granturi pentru IMM-uri pe care îl lansăm în primul an de activitate al acestui nou proiect. Și acest program, o să-l citiți, el este foarte descriptiv, foarte elocvent, foarte pe alocuri parcă povestește sau are scopul de a oferi o mai mare inițiere. Acesta este stilul într-un mod dorit, așa l-am scris, pentru că, așa cum spunea Ben, este o colaborare cu IMM-urile. Nu este o situație în care se vine la un bancomat, se ia niște bani și se pleacă cu acei bani și se realizează ceva. Noi ne dorim să lucrăm în comun la dezvoltarea unor afaceri, dar avem niște principii, avem niște viziuni foarte clare care sunt bazate pe analize, sunt bazate pe studii și pe o experiență destul de vastă. Deci ne orientăm să primim și să dezvoltăm afaceri care sunt competitive și reziliente. A fi competitiv ce înseamnă? A avea o afacere care prosperă. Rezilient înseamnă atunci când prosperi, dar la orice șoc te menții, te poți conserva și poți să aștepți ca acel șoc să treacă. Deci aceste două aspecte sunt importante pentru noi. Avem
interesul să dezvoltăm afaceri care se orientează la produse cu valoare adăugată înaltă. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ceea ce spuneam mai sus. Moldova nu poate, în condițiile în care noi suntem, unde suntem, cum suntem conectați cu lumea, produsul pe care noi îl avem să fim o destinație de masă. Noi suntem o destinație de nișă și trebuie să fim o destinație axată pe valoare adăugată înaltă. Cum creăm această valoare? Pe asta trebuie să lucrăm împreună. Al doilea este efectul multiplicator. O să citiți în acest apel de grant și o să vedeți. Există o paradigmă a distribuției, există o doleanță a partenerilor noștri guvernamentali, dar și a finanțatorului, a USAID, ca noi să creăm niște mecanisme prin care valoarea, adică profitul, adică banii, se distribuie în teritoriu prin această paradigmă a distribuției, pentru ca mai mulți din comunitate să poată să câștige din urma acestor afaceri. Noi ne dorim să consolidăm în final niște destinații turistice care sunt unice, care au o diferențiere cu un produs și care pot să se autogestioneze în viitor cu un produs unic pentru a oferi experiențe autentice turiștilor. Desigur că aceste doleanțe ale noastre sunt așa, destul de importante, destul de mari, ele se regăsesc și în politicile publice, dar noi nu putem să facem asta ca și proiect, nici ministerul singur asta nu poate face, asta se face doar împreună cu business-ul. Acum, alte aspecte care țin anume de faptul că noi vedem turismul ca o locomotivă de dezvoltare regională integrată. Și de aici o să vedeți unele din principiile pe care le găsiți în apelul de granturi, și anume faptul că noi ne orientăm și împreună cu dumneavoastră atunci când ne gândim să dezvoltăm o afacere în turism sau o locație unde turiștii vor fi primiți, fie cu servicii de agrement, cu servicii de cazare sau cu servicii pur și simplu de descoperire a destinațiilor, trebuie să avem această infrastructură de acces, da? Să fie aceste călătorii posibile. Ne uităm ca în jurul afacerilor noastre pe care le dezvoltăm să existe atracții turistice care pot umplea o zi, două, trei de activități turistice în proximitatea afacerilor dumneavoastră. Ne gândim prin ce afacerea mea, fie că este pensiune, fie că este centru de artizanat, va fi unică, va fi unică în felul său, se va diferenția de celelalte din jurul lor, cu toate că serviciile par să fie asemenea. Aceasta este foarte important. Trebuie să avem experiențe turistice care sunt gata de a fi oferite turiștilor. Și aceasta nu înseamnă doar cazare și mâncare, aceasta înseamnă mult mai mult. Ne uităm ca în jurul nostru să mai existe alte întreprinderi mici și mijlocii cu care să facem parteneriate, cu care să ne ajutăm. Cineva produce, să spunem, produsele agroalimentare, noi le utilizăm, producem mâncare. Cineva oferă masterclass-uri de olărit sau deci servicii de însoțire în hiking, în păduri și așa mai departe. Toate acestea sunt densitate de inițiative antreprenoriale în jurul nostru. Noi trebuie să ne împărțim. Nu putem să facem de toate unul singur, da? Și, desigur, ne uităm în jurul nostru, în regiune, în raion, în sat. Există inițiative la nivel public, au conștientizat autoritățile publice, galurile, importanța, au prioritizat turismul sau nu. Asta este important, pentru că prin aceste prioritizări se vor investi în infrastructură de acces, în apă și canalizare, în drumuri, da? Deci toate problemele pe care dumneavoastră le veți întâmpina, ele trebuie să se găsească pe agenda publică. Așa, acum mergem spre concret, de la general spre particular. Cine sunt beneficiarii noștri? Desigur, dumneavoastră trebuie să fiți beneficiarii noștri, dar în termen de categorii de entități, în primul rând vorbim despre entități juridice, cele care au o personalitate juridică conform legislației în vigoare, fie că acestea sunt profit sau non-profit. Pe întreg documentul veți vedea un mult accent pus pe IMM-uri, pe întreprinderi mici și mijlocii, cu toate că veți vedea că și în anumite cazuri organizațiile non-profit pot să aplice în condițiile în care acestea participă la circuitul economic din domeniul turismului. Acum, mai ilustrativ, deci IMM-urile din domeniul turismului, de exemplu cine? De exemplu, pot fi crame, producători de vin sau producători de miere sau producători de
alte produse agroalimentare care își dezvoltă o afacere în turism. Asta nu înseamnă că ei pur și simplu cheamă turiștii la ei, dar dezvoltă o afacere în turism. Pentru că o afacere în turism este exact așa de complicată ca și o afacere pe care o dezvolți în domeniul producerii mierii sau vinului sau un alt produs agroalimentar. Pensiunile și agropensiunile, unitățile de cazare, în special mai larg spus, pentru că noi nu ne ancorăm pe definițiile foarte așa restrictive din anumite reglementări. Noi ne uităm acele unități de cazare care sunt în afara capitalei și asta este important. Hotelurile pot să aplice, inclusiv cele din capitală, ca și solicitanți de granturi, numai într-un caz, numai în cazul în care aceștia vor veni cu proiecte prin care vor propune soluții de implementare a criteriilor de sustenabilitate. Și noi în atelierul următor vom explica ce înseamnă aceste criterii. Și proiectul este gata să finanțeze această tranziție. Centre de meșteșugărești, artizani, care sunt formalizați în formă antreprenorială. Artizan este o definiție foarte largă, da? Poate să țină și de artizanat legat de agroalimentar, dar și de artizanat, să spunem, cultural și inclusiv anumite meșteșuguri populare. Vorbim despre prestatori, servicii de agrement, experiențe turistice. De ei este foarte mare nevoie. Noi vedem o densitate a pensiunilor. Noi am lucrat deja, am susținut 65 de pensiuni în anii trecuți. Dar ele au nevoie de cineva din jur să-l ia cu căruța, să-l plimbe, să-i vină să-i facă un masterclass de dansuri populare sau să-l ia în pădure și să se uită la păsări. Dar aceste servicii trebuie să formalizate, ele trebuie să fie create la un nivel de standard pe care noi vrem să-l oferim, cum am zis, cu valoare adăugată înaltă. Și aceștia, de asemenea, pot fi aplicanți. Vorbim, de asemenea, și despre agenții de turism și turoperatori. Stimați colegi, și noi mai departe o să vorbim. Noi avem nevoie de acești intermediari profesioniști, cu toate că înțelegem că la fiecare intermediere se aplică o marjă comercială, însă anume agențiile de turism, tur operatorii în special, cei care lucrează cu incoming-ul, cu turismul receptor, ei sunt foarte conectați la piața străină. Ei știu din ingredientele pe care dumneavoastră le veți oferi ca pensiune, ca și serviciu de agrement, ca și diverse opțiuni de experiențe turistice, să le asambleze așa încât să fie un produs care răspunde pe dorințele care vin de la un turist din țările scandinave, care este diferit ca abordare decât un turist care vine din Polonia, de exemplu, sau din România, da? Sau din alte țări. De aceea rolul lor este important și noi ne dorim acești intermediari, cum noi numim profesioniști, să fie alături de dumneavoastră, să vă asigure cu accesul la piață. Și, desigur, parcuri, rezervații naturale, arii naturale protejate sau alte forme antreprenoriale și suntem foarte inclusivi pentru că nu avem, deci întreg teritoriul de stat al Republicii Moldova este accesibil pentru a aplica. Și acum hai să facem un pic de, să ne închipuim cum a fost și cum poate fi. Așa a fost, da? Și aceasta era o pensiune rurală care primea oaspeți. Și parcă totul este ok. Dar noi, dacă ne focusăm la un turist străin, un turist care noi vrem să plătească și un preț pe măsură, ca noi să putem să angajăm și oameni, străini, să investim, noi putem să dezvoltăm cu mici eforturi și nu foarte oneroase și un proiect care exact realizat de echipa noastră și să arăte așa. Deci exact aceeași cameră, dar care are un grup sanitar, acces la baie, o saltea bună, aerisire bună, un decor autentic, dar aproape de confortul unui om care trăiește în secolul 21, aceasta este neapărat critic să ne gândim. Sau era așa și acum este așa. Și acestea sunt proiectele realizate cu granturi pe care astăzi vi le propunem prin eforturi comune și parteneriat. Sau vorbim despre alt exemplu, vorbim despre Casa Veche, da? Tocmai de la Palanca, tocmai de la capătul pământului, de la capătul Moldovei, au salvat două case de peste 100 de ani. Și s-a dezvoltat așa. Desigur, granturile nu sunt mari, niciodată nu ajută. Rolul granturilor USAID este de a cataliza, de a vă da încredere și de a vă fi alături în această transformare. Așa,
Iată, aceasta este cuplu care s-a mutat de la Chișinău invers, s-a dus la Palanca la 100 și peste 50 de kilometri, da? 140 de kilometri. Este posibil acasă. Vorbim despre crame care niciodată nu s-au gândit să facă turism, dar care cu un imbold, cu o asistență de mentorat, cu un mic grant, au dezvoltat și în jurul lor au apărut necesități de pensiuni, pentru că de multe ori cramele nu oferă cazare. Deci acestea noi le numim ancore. Când dumneavoastră o să citiți programul, o să vedeți. Ancorele sau hub-uri turistice. Deci ancorele de turism sunt așa gen. Vinările pot fi o ancoră, o rezervație importantă poate fi o ancoră. Și noi, ca și albinele cele, venim pe acel faguri și aducem valoare. Da? O prezumție importantă și ea este foarte substanțial argumentată și susținută și de experiențele care vi le-am arătat. Prezumția este următoarea. Dacă noi vom elabora și vom dezvolta produse turistice, infrastructură turistică, care este pe măsura așteptărilor unui turist străin, țintit, care este țintă pentru Moldova, acel produs turistic, infrastructură turistică, serviciu, va fi neapărat și pe standardul și așteptarea unui turist local. De aceea, noi vom prioritiza acele aplicații, acele viziuni de proiecte, care exact se vor plia pe tendințele pieței de turism sau turiștii pentru turiștii străini, pentru turismul receptor. Și implicit aceste infrastructuri pe care eu le-am arătat anterior, desigur, ele sunt accesibile turiștilor domestici. Mai mult decât atât, ele îi educă ca să îi conducem spre o explorare a patrimoniului. Mai mult decât o explorare la barbecue și ceea ce noi tipic făceam în Moldova. Iar care este acest produs care este cerut pe piață? Iată, lumea s-a schimbat după pandemie și până la pandemie erau anumite tendințe. Noi vorbeam despre ele. Când am elaborat brandul turistic de țară, am lucrat la poziționarea Moldovei, am lucrat la modul în care ne promovăm și spunem pe plan internațional ce este Moldova ca destinație turistică. În plus, după pandemie și mai mult, acum în contextul războiului și mai mult. De ce? Pentru că oamenii înțeleg că viața trebuie trăită altfel. Trebuie trăită cu accent pe sine, pe valori, pe comunitate, pe a da ceva înapoi, nu doar a lua, a consuma, da? Pe a se integra într-o comunitate nouă și a se educa pe sine de a-și crea noi aptitudini. Iată, aceasta se numește turism transformațional sau turism experiențial sau turism de aventură ușoară, se numea până la pandemie. Și ce înseamnă asta? Și eu am dat exemplu acesta și în conferința de presă, dacă cineva a privit. Descoperă. Avem festivalul Descoperă. A șasea ediție. Vineri, sâmbătă, duminică, în rezervația cultural-naturală Orheiu Vechi, în satul Butuceni, în Luncă, operă, un produs cultural atât de elevat. Ce este acest eveniment ca și produs turistic? Îl punem noi așa cum era anterior în legile și manualele vechi, turism de care? Rural, că e în sat? Sau e turism cultural, de tot că avem operă? Sau e turism vitivinicol, pentru că acolo o să fie lumea cu vin, o să deguste și o să mănânci plăcind, poate e gastronomic? Nu. Iată, acum viziunea globală și tendințele noilor generații, pentru că noi toți ne-am schimbat, este de a vedea aceste experiențe unice. În ele sunt toate elementele. Și de rural, și de gastronomic, și de cultural, și de educare de sine, pentru că tu asculți Georges Bizet și tu te educi cultural. Aceasta este un turism experiențial sau un turism transformațional. Deci, la acesta noi ne orientăm. Direcțiile de finanțare. Direcțiile de finanțare, de fapt, reprezintă acești 5 piloni de bază care sunt, de fapt, inspirați din politicile naționale, da? Din acest program național de dezvoltare a turismului, care se află pe ultimul 100 de metri și care va deveni politica publică în domeniu. Și noi le regăsim. În primul rând, anume în jurul acestora, sau chiar toate 5, se pot regăsi în aplicațiile dumneavoastră. De ce? Gândiți-vă la ele, citiți-le atent. Fiecare cuvânt spune ceva din acest apel de granturi. Noi ne orientăm, desigur, la infrastructură de ospitalitate. Prin infrastructură de ospitalitate, desigur că noi ne gândim la unități de cazare, dar noi spunem infrastructură de ospitalitate este un pic mai mult decât pur și simplu avea 5 locuri de cazare. Este ospitalitatea presupune a primi turistul, a fi lângă el, a-i da niște indicii ce poate să mai facă și așa mai departe.
în special aceste infrastructuri de ospitalitate trebuie să fie localizate în regiuni, adică în afara Chișinăului, cu excepția care v-am zis, și cu excepția turoperatorilor care, de fapt, dezvoltă produse în afara Chișinăului. Ne orientăm spre elaborarea, dezvoltarea produselor și experiențelor turistice. Anume, deci, având o infrastructură de ospitalitate, poate dumneavoastră deja o aveți, dar dumneavoastră aveți nevoie să mai dezvoltați ceva. Un centru de artizanat alături, o curte cu meșteșugari, vă gândiți niște puncte de belvedere unde să ia picnicul și să privească Nistru de la o înălțime oarecare. Creativitatea dumneavoastră nu va avea margini. Noi vă vom fi alături să le acomodăm. Rolul nostru, v-am zis, prisma prin acele principii de la început, ca să răspundem așteptărilor pieței turistului străin, acelea sunt criteriile pe la care noi vom analiza oferta dumneavoastră din punct de vedere tehnic. Următorul pilon, care de fapt este un pilon așa orizontal, ține de sustenabilitate și standarde de calitate. Dacă veți citi atent programul, veți vedea, de fapt, toți beneficiarii care vor primi și vor fi selectați în acest program de granturi se vor angaja în implementarea criteriilor de sustenabilitate. Aceasta este o condiționalitate. Or, noi înțelegem că noi investim în anumite afaceri care ne dorim să fie reziliente, de aceea ele trebuie să fie sustenabile. Ce înseamnă a fi sustenabil? Care sunt concret standardele de calitate în acest sens? Ne va vorbi Natalia Țurcan în următorul atelier. De ce eu nu mă voi opri? Dar standarde de calitate poate fi și mai mult. Un standard, de exemplu, de turism responsabil, standardul de turism inclusiv, standarde de calitate, de exemplu, axați pe o piață specifică. De asemenea, pot fi susținute prin acest grant. Următoarele două sunt, poate câteodată le trecem cu vedere, dar ele sunt foarte importante și devin critice pentru donatori, pentru toți donatorii. Le veți regăsi și în alte programe. Și anume ne referim la pilonul de incluziune socială, repartizarea acestei valori, da, cu comunitatea sau community-based tourism și turismul inclusiv pentru diferite grupuri de persoane care au anumite nevoi speciale. Noi înțelegem că noi avem nevoie să fim responsabili și să ne gândim la ei, mai ales atunci când avem jumătate din sală, au zis că fac startup. Deci dacă noi ne gândim de la început la aceasta, ne va fi mult mai ușor. Aceasta este un aspect foarte important și exact sub acest impact regional noi vom analiza cât de densă, cât de mult dumneavoastră sunteți conectați cu alți antreprenori din regiune. Pentru că dacă este o inițiativă antreprenorială foarte bună, dar în jurul dumneavoastră nu există nici atracții turistice, nici infrastructură, nici alte întreprinderi mici și mijlocii, noi înțelegem că va fi mult mai dificil ca această întreprindere să atragă turiști într-o zonă unde poate în jur nu prea ai cu ce te ocupa, decât dacă proiectul este extrem, extrem de dens și așa complet. Și în final, digitalizare, inovare și creativitate. Aici nu am căpăt cuvântul creativitate, dar el este important. Astăzi accesul la turiști se face în mediul online. Mai mult de 95% din turiștii străini, dar eu sunt sigur și dumneavoastră din sală, majoritatea, când mergeți chiar peste hotare, vă rezervați în online călătorie. Sau căutați unde să mergi, sau vă informați. Fie că e mediul social în Facebook, Instagram, fie că este în Google, fie că este în Booking, oriunde. Deci digitalizarea este importantă și ea este extrem de largă, extrem de vastă, extrem de complicată, dar noi suntem alături, inclusiv cu alte proiecte USAID, pentru a vă ajuta în acest sens. Care pot fi aceste activități ilustrative? Aici niște exemple din cele care noi le-am susținut anterior. Am susținut peste 200 de companii, da? Fie prin granturi, fie prin așa. Pornim de la unități de cazare, biciclete, binocluri, kayakinguri, pentru bucătărie în care poți să gătești cu mai mulți odată, cuptoare în care poți să faci masterclass-uri, smart houses, casa să fie axată IoT, da? Niște semnalizări care ia să stinge lumina când nu există activitate, sau măsoară energie electrică, sau panouri solare, da? Vorbim despre managementul de deșeuri, rampe de acces, servicii de proiectare și design, foarte important. Ceea ce ați văzut dumneavoastră în poze s-a reușit pentru că mentorul alocat de proiect, care era un designer profesionist și noi vom avea și mai târziu, deci a lucrat cu acel beneficiar și a proiectat și a făcut un design care este autentic.
plastic, care este lipsit de chici. Deci vă rugăm frumos să fim foarte atenți la acest chici, pentru că nou ne pare, tot ceea ce ne pare nou că e frumos, nu neapărat este estetic și perceput de un turist străin. Așa. Marketing, dezvoltare de site-uri, dezvoltare de tururi virtuale, video, deci toate se pot regăsi, sisteme de semnalizare turistică, sisteme de calitate, da? Standarde de calitate, sustenabilitate și turism responsabil. Acest program de grant are un buget total de 25 de milioane de lei anunțat. Desigur că este primul nostru apel de grant și noi ne bucurăm de acest interes. Și noi ne dorim chiar pe toți în faza de pre-aplicare să putem să vă ajutăm să vă gândiți, să conceptualizați corect o afacere în acest domeniu. Pentru că, cum spuneam, este foarte importantă această planificare strategică. Așa, acum în aceste categorii, dumneavoastră le aveți foarte clar și în RFA, sunt niște bugete maximale care sunt pe diferite categorii, în dependență de ceea ce noi am considerat că este la moment critic necesar. Deci avem o primă categorie, sunt acele întreprinderi care oferă servicii de experiențe turistice fără cazare. Pot fi crame, pot fi centre de artizanat, pot fi organizatori de hiking-uri și așa mai departe. Deci ei, dacă nu au cazare, pot să acceseze până la 400 de mii de lei. În categoriile următoare, 2, 3 și 4, avem serviciile de cazare care au și experiențe turistice. Da? Este foarte important. Noi am zis nu doar cazare, am zis ospitalitate, infrastructură de ospitalitate. Deci dacă aveți dintre 3 și 8 camere, puteți accesa până la 600 de mii de lei și cu o contribuție minimă de 30% din total bugetul dumneavoastră. Dacă aveți deci capacitate de cazare între 9 și 20 de camere, veți putea accesa până la 1 milion de lei și o contribuție care va fi de minimum 40%. Deci noi o să ținem cont și Elena o să ne explice că aceste sume se aplică pentru bunuri, servicii care, la care nu se aplică TVA, pentru că tot ce se procură din banii proiectului este la cota TVA 0, respectiv, deci înțelegeți că acele 20% care de obicei sunt în preț, așa. Avem categoria 4 de până la 1.200.000 de lei și aici vorbim despre un fel de boutique hotels. Deci deja avem un sistem de cazare mai larg, de peste 21 de camere. Operatorii de turism de incoming, și foarte important aici, vor putea să acceseze granturi de până la 600.000 de lei cu o contribuție de cel puțin 20% din proiect. Și, în final, hoteluri, în mod special. Deci aici este așa o definiție mai generică, pentru că, din nou, acum este diferit cu clasificarea, dar dacă aceste hoteluri sunt în Chișinău și ele se raliază la programele de sustenabilitate și vor implementa și se vor certifica, iată, în acest deziderat, noi le dăm acest grant de până la 400.000 de lei, cu 20% contribuție minimă. Care sunt criteriile de evaluare a solicitanților? Este foarte dificil să evaluezi, să anticipezi, pentru că noi vorbim despre parteneriat, nu vorbim despre ce banii s-au dat și pe urmă doar așa din când în când monitorizăm. Noi vrem să fim alături și să putem să creștem o nouă generație de antreprenori în domeniul turismului. De aceea și aceste criterii de evaluare, veți vedea, ele sunt foarte mult axate, anume pe ideea de afaceri, pe cât de vizionar sunteți, cât de bine vă organizați și vă axați afacerea, anume pentru a răspunde cerințelor pieței. Deci vom merge de la partea ce ține de fezabilitatea proiectului și abordarea tehnică, care are cel mai mare punctaj, o să vedeți 40 de puncte și este foarte clar descris, anume partea de produs, prin ce sunteți unic, prin ce dumneavoastră răspundeți diferit așteptărilor turistului, ce vă va face să fiți mai competitiv decât ceilalți din regiune. După care vorbim despre sustenabilitatea financiară, investiții, procesele dumneavoastră, contabilitatea dumneavoastră, să fiți bine organizat. Avem neapărat partea ce ține de integrare în cadrul polilor de creștere a turismului și a canalelor de distribuție. Vorbim despre inovații, creativitate, dezvoltarea comunității și incluziunea de gen, pentru că aceasta este o cerință, ca noi să fim mai inclusivi cu femeile, să le asigurăm un mediu de muncă adaptat. Și avem abilități de gestionare și implementare eficientă a activității și experienței, care de asemenea, de fapt, ne asigură că investim împreună în ceva care va avea viitor, da? Și pe care noi le vom putea prezenta ca și afaceri de succes. Eu știu că v-am plictisit, aveți încă un pic de răbdare, că mai avem, cred că încă 10, eu am zis 25 de minute, dar probabil că am depășit.
Deci, pentru dumneavoastră, pentru că noi cunoaștem cum sunt organizate afacerile în turism, când se fac investițiile, când se fac construcțiile, ne-am străduit să fim cât mai inclusivi, așa încât dumneavoastră să puteți aplica când sunteți gata, dar nici să nu marginalizăm pe cei care încă nu sunt gata, să le dăm și lor răgaz să se pregătească și să depună dosarele. De aceea aveți aceste trei deadline-uri, iar după fiecare, după acest termen, se va organiza primele care vor fi primite. Prima fază, se vor analiza, se vor aloca granturi. Pe urmă, următoarea fază și așa mai departe. Deci toată lumea va fi implicată. O să vă atrag atenție că în procesul de evaluare, despre care Elena va vorbi partea tehnică mult mai detaliat, există, sau partea formală, există o analiză tehnică care presupune, primul, noi vom analiza din punct de vedere documentar. Există un formular la anexa A, care este 1.1, în care, de fapt, noi vrem să aflăm mai multe, până și poze, și tot, ce va fi această locație turistică, pentru că e greu doar din cuvinte, da, să o înțelegem. Și ea este foarte important să o completați cu cât mai multe detalii. În plus, dacă noi vom avea întrebări sau va fi ceva absolut nou pentru noi, există posibilitatea a comitetului de selecție cu o grupă de consultanți, mentori, să descindem la fața locului, să venim în vizită la dumneavoastră până la alocarea deci grantului propriu zis. Așa, deci cam aici a fost partea de prezentare a echipei tehnice. Ce înseamnă echipa tehnică? Este echipa care dezvoltă, nemijlocit, se ocupă cu industria turismului de dimineață până seara și cunoaște și studiază și așa mai departe. Însă proiectul nostru are diverse direcții. Una din direcțiile importante care, de fapt, menține acurateța procedurii, egalității, echității și tot ce ține de transparență, este departamentul de granturi. Și aici o să dau microfonul doamnei Elena Angel, care de aici va prelua prezentarea. Elena, uite pe săgeata în jos. După ce Elena o să termine și partea, să zic așa, formală, noi o să luăm întrebări de la dumneavoastră. Câteva întrebări ca să putem să elucidăm anumite întrebări. Da. Se aude? Da. Mulțumesc, Diana. După cum a fost menționat, eu astăzi voi reprezenta echipa granturi și, de fapt, o să vreau să trecem, sau mai bine zis, să vă povestesc de ce înseamnă un dosar de aplicare, cum se completează acestea și cum se depune. Mai întâi de toate, vreau să vă informez unde puteți găsi informații despre noi, adică despre apelul de finanțare RFI 005. Ne puteți găsi pe Facebook, pe pagina Dezvoltăm Moldova Rurală, respectiv fix această pagină o găsiți și pe pagina noastră de Instagram, pe portalul Civic, aici mergeți la rubrica Anunțuri și selectați granturi. Noi am publicat anunțul respectiv în varianta română și în varianta rusă. De asemenea, și nu în ultimul rând, informații despre noi le găsiți și pe portalul agrobusiness.md la rubrica Parteneri. Acolo selectați proiectul PCRR și găsiți informațiile despre grantul dat și alte granturi active care o să apară pe parcurs. Așa, practic toată sesiunea ce ține nemijlocit de granturi este împărțită în două părți, adică dosarul de aplicare este format din două părți, asta ar fi anexele, formularele de aplicare în sine, care este obligatoriu să ne le prezentați atunci când depuneți dosarul, și actele organizaționale obligatorii. O să merg pe fiecare din ele ca să faceți cunoștință cu acestea și o să vă fie mai ușor la completare. Așa, anexa A. Anexa A presupune formularul cererii de grant, care este împărțit în două secțiuni. Secțiuni informații generale, în care o să prezentați informația despre compania dumneavoastră și descrierea proiectului propriu zisă. Aici vreau să vă atrag atenția la două puncte și anume la referințe, care este în mod obligatoriu să ne le prezentați, adică practic fiecare din secțiuni, ele trebuie să fie completate pe deplin. Respectiv, și o să vă rog să menționați și alte activități anterioare care au fost finanțate de proiecte ca, de exemplu, IFAD-ul, MACPI-ul, AIPA sau alți donatori.
Doar să menționez că fie la completarea dosarelor, fie la depunerea acestora, dacă o să aveți întrebări, noi o să vă lăsăm adresa noastră electronică și echipa de granturi este dispusă să vă răspundă la orice întrebare care o să apară. Anexa B, formularul bugetului. Aici vă rog să atrageți atenția la faptul că toate costurile care le includeți în anexa B, care este bugetul, trebuie să fie în valută națională, adică în lei moldovenești. Respectiv, acestea trebuie să fie foarte rezonabile, pentru că echipa de granturi, după ce primește aplicația, verifică aceste costuri. Și, după cum a menționat și Diana, toate produsele și serviciile sunt la cota 0 TVA. Cam așa arată bugetul nostru. El este împărțit salarii, alte costuri directe. Aici vreau să atenționez că o să vă rog la note la buget să menționați o descriere mai detaliată a fiecarei linii de buget respectiv sau indicând o ofertă comercială dacă o aveți sau un link la un site unde am putea noi să găsim informația dată. Ceea ce ține de salarii și este foarte important. Aici vă rog să menționați rata zilnică. Fie este angajat, fie este un expert, dar rata trebuie să fie zilnică pentru verificare. Așa, cel mai mare punct la care o să vă rog să atrageți atenția, prin intermediul granturilor vor fi finanțate doar activități după ce a fost semnat acordul de grant. Adică investițiile care au fost făcute anterior, da, sau până la semnarea grantului, acestea nu vor fi luate în considerație, fie pentru rambursare sau ca contribuție proprie în cadrul grantului. De asemenea, Chemonix deține și o listă de cheltuieli neeligibile. Noi am decis aici să vă prezentăm un punct care sunt sigură că o să apară destul de des ca întrebare, dacă este eligibil partea cu construcțiile. Și țin să vă menționez că neeligibile sunt construcția, modificarea sau repararea, inclusiv cele de structură de rezistență și excavarea clădirilor, structurilor sau al altor proprietăți imobiliare. Acestea ar include fără limitare îmbunătățirea, renovarea, modificarea. De exemplu, drumuri, centrare electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a apei și structuri verticale. Un alt formular care este obligatoriu de a fi prezentat ca dosarul să fie deplin ar fi formularul de autoevaluare. Eu aici nu o să mă opresc, doar un moment să vă menționez. Este lista de verificare și pagina pentru semnare. De fapt, lista asta este pentru dumneavoastră ca să bifați documentele care le dispune organizația și care vor fi prezentate ulterior împreună cu tot pachetul de documente. De exemplu, dacă menționați că aveți, nu știu, proceduri interne sau proceduri interne de achiziții de personal și așa mai departe și bifați că o aveți, atunci, în mod obligatoriu, ar trebui să ne le prezentați. Așa, anexa D, care este ultima din cele obligatorii de a fi prezentate, ține de confirmări obligatorii. Ce ar include acestea? Ar include declarația entității juridice privind restanțele la achitarea impozitelor sau condamnarea penală, confirmarea beneficiarului, confirmări privind finanțarea organizațiilor teroriste și confirmare privind lobarea. Ce ar însemna acestea? Ar însemna că compania dumneavoastră declară că nu are nicio restanță față de cele menționate anterior. Aici o să vedeți chiar în anexă că sunt cam pe 3 pagini, o să fie necesar să menționați și să aplicați numele, prenumele administratorului sau a reprezentantului, ștampila, respectiv la punctul 2, doar nume, funcție, denumire, organizație. Dar iarăși, dacă o să aveți întrebări, noi suntem dispuși să vă ajutăm. Actele organizaționale obligatorii. Acum noi am mers până ce prin anexe, care sunt obligatorii de a fi prezentate acum.
adițional o să fie necesar un set de acte care le deține compania de a fi prezentate respectiv. Acesta ar fi extrasul, certificatul bancar, buletinul de identitate al administratorului sau a asociației, dacă vorbim de un SRL, statutul sau actele de constituire a organizațiilor, a organizației, manual de proceduri intern, achiziții, personal administrativ. Eu îmi dau seama foarte bine că mulți din dumneavoastră o să fiți ca start-up-uri. Vreau să vă zic că ce ține de manuale nu este un punct obligatoriu. Dacă le aveți, bine, puteți să ne le expediați. Dacă nu, noi împreună cu echipa tehnică, posibil că pe viitor o să vă ajutăm chiar și să le puneți în practică. Organigrama organizației și situațiile financiare pe ultimii 3 ani. Cam astea ar fi actele adiționale în afară de anexele A, B, C, D care trebuie să fie prezentate. Termenul, după cum v-a spus Deana, prima etapă este 5, a doua 15, a treia 23. La ce vroiam eu să trag atenția? La adresa noastră de e-mail, care este mda-rcra-grants-aron-chemonix.md, și la orice etapă de pregătire a dosarului sau la aplicarea acestuia, dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați, pentru că noi, echipa de granturi, suntem dispuși să vă răspundem la întrebări sau să vă îndrumăm cum este mai corect. Respectiv, un mic amănunt, o să vă rog la partea cu subiectul din e-mail, neapărat să ne indicați denumirea organizației dumneavoastră și referință la care apel de grant aplicați dosarul. Așa, după ce dosarul a fost aplicat, se întrunește un comitet de evaluare, acesta fiind format din 3 membri de vot și alți membri care nu au drept de vot, fiind având rolul de observatori sau experți în cadrul procesului de selecție, inclusiv fiind aici și un reprezentant din partea USAID. Toți participanții la ședință semnează o declarație privind lipsa conflictului de interese ca procesul să fie echidistant și foarte corect. Respectiv, comitetul de evaluare analizează propunerile date conform apelului de finanțare din secțiunea 3, adică acolo sunt indicate niște criterii de evaluare care noastră o să trebuiască respectiv tot să țineți cont. Cam asta, practic, după ce a fost tot procesul derulat, eu doar un mic moment vreau să zic. Cam așa arată în 6 etape tot procesul de implementare a unui grant. Noi suntem la prima stadie de apel de finanțare care a fost deja plasat de pe 6 iunie și cu 3 deadline-uri. A doilea este prezentarea dosarelor de către dumneavoastră a potențialilor beneficiari, pe care urmează evaluarea de către comitet. După ce au fost preselectați beneficiarii, documentele merg spre aprobare la USAID și semnarea acordului de grant în sine. Perioada de implementare este până la 24 de luni, respectiv urmează a fi implementată în dependență de propunerea care o să aveți dumneavoastră individual și încheiem cu cu încheierea contractului propriu-zis. Cam asta e din partea echipei de granturi. Mulțumesc, Elena. Noi vă mulțumim. Adevărul este că la etapa de implementare de-abia se începe totul, da? Și acolo începe marea dificultate, iar asta este doar viziunea echipei de granturi. Adevărul este că odată ce dumneavoastră sunteți într-un acord de parteneriat și de colaborare cu proiectul, desigur că există mult mai multe alte programe la care puteți accesa asistență și în afara acestui instrument care se numește granturi. Acum o să luăm câteva întrebări din sală, o să vedem, depinde cât de multe, o să încercăm să transmitem microfonul. Mariana, o să te rugăm pe tine și noi o să utilizăm un singur microfon. Bună ziua, mulțumim pentru informații. Pentru afacerile nou create,
Una dintre condițiile de eligibilitate spune că trebuie să demonstrăm un parcurs în dezvoltarea unui produs turistic anterior. Dacă afacerea este nou creată, cum am putea să demonstrăm acest parcurs sau dacă nu avem un astfel de parcurs sau experiență în turism anterior, dacă e eligibil o astfel de afacere? Mulțumesc! Da, deci multe din întrebările sau din aceste aspecte, ele se analizează în contextul întregului apel de granturi, de aceea și noi le interpretăm în întreg acest context. Desigur că dacă este un startup, dumneavoastră nu aveți de unde să demonstrați, în schimb dumneavoastră trebuie să ilustrați care va fi produsul dumneavoastră turistic. Și de asta este și acest formular unde descrieți nu doar partea tehnică, unde explicați cine e fondatorul și așa mai departe, care sunt importante din perspectiva evaluării însă și a entității. Dar acel formular care eu vă spuneam, în care descrieți ce aveți de gând să faceți, cum aveți de gând să dezvoltați acest produs, prin ce va fi unic. Deci se va fi relevant exact pentru startup. Deci nu există excludere de la eligibilitate în acest sens. Bună ziua! Mulțumim frumos pentru o informație atât de elocventă și detaliată, foarte utilă. Întrebarea mea este pentru organizațiile non-profit. La care departament am putea aplica pentru dezvoltarea produsului turistic? Nu am văzut. Deci, eu am menționat probabil că nu foarte mult în detaliu, dar dacă veți citi cel puțin în două locuri în acest apel, este menționat. Într-adevăr, organizațiile sau persoanele juridice non-profit pot să aplice atât timp cât acestea participă la circuitul economic turistic. Deci dacă are un produs turistic care este specific, care se vinde, care intermediază, aduce turiști sau organizează serviciile respective, cu acesta și poate să participe. Iar în aceste 5 piloni, el poate să regăsească toate 5 piloni, sau 3 piloni, sau 4 piloni, în dependență de produsul dumneavoastră. Da, dacă îmi permiteți încă o întrebare, bună ziua. Pentru a concretiza cumva întrebarea primei vorbitoare, referitor la startup-uri. Eu reprezint o companie care, de fapt, mă ocup un pic cu altceva decât turism, nu chiar startup. Dar mă gândeam că am niște idei din felul ăsta și zic hai să le dezvoltăm. Nu am fi cumva descalificați din start pentru că avem o altă activitate de bază cumva? Și am și o două întrebare, dar aștept răspunsul. Mulțumesc. Deci, unul din, de fapt, criteriile și ceea ce este ca și obiectiv strategic, noi dorim o cross-polinizare, o interconectare a mai multor sectoare. Deci, chiar dacă dumneavoastră aveți o altă activitate, dar prin turism dumneavoastră vă îmbunătățiți activitatea economică, extindeți portofoliul dumneavoastră de servicii. De exemplu, dacă cineva vinde, cum vă spuneam, vinuri, prin turism vinde mai bine, mai scump, mai direct de la, deci direct de la punctul de producere. Deci aia nu este nicio problemă. Sunteți în categoria de startup, pur și simplu. Chiar dacă întreprinderea dumneavoastră a avut activitate financiară, pentru noi startup se referă exact doar la acea activitate care este axată pe turism. Da, și a doua întrebare, mersi mult, a doua întrebare tehnică. Deja la capitolul restricții de construcții, de costuri eligibile, figurau construcțiile verticale. De exemplu, eu mă gândesc la o tiroliană, la o escaladă din asta pentru copii. Eu înțeleg că sunt verticale, dar ele cam toate sunt verticale, chiar și un foișor e vertical, nu poți pune culcat. Adică putem să încercăm, dar mă rog, da, nu ne reușești. Mersi mult. Da. Mulțumim pentru întrebare. Aici, de fapt, a mers vorba despre construcții care, clădiri, da? Clădiri care nu aveți dreptul să atingeți pereții principali. Dacă vorbim de tiroliană, eu nu văd o problemă ca activitatea dumneavoastră să meargă în derulare. Adică noi vorbim doar de ceea ce nu este posibil de a fi finanțat și demolat, de fapt. Adică noi, ca Chemonix, ca companie, noi nu putem face suport pentru așa tip de construcții în sine. Adică, stimați colegi, deci asta presupune că banii din grant nu pot fi utilizați pentru asta. În schimb, dacă dumneavoastră faceți amenajări, construcții, reconstrucții, desigur că se poate, asta este primul aspect. Al doilea, iată cum, într-adevăr, Elina, corect, în cazul concret cu tiroliana ar fi posibil. Dacă aveți ezitări,
descrieți la acel e-mail ce vreți să faceți. Și atunci întrebarea trebuie să fie concretă. Asta poate intra în bugetul spre a fi finanțat din grant sau nu? Și noi o să încercăm și caz după caz să răspundem, să facem această determinare pentru ca să fie mai concret. Pentru că, într-adevăr, acum este, poate să fie unele întrebări sau foarte multe întrebări axate pe construcție și noi acum nu o să le putem toate răspunde. În schimb, noi avem un departament de construcții, avem o direcție specializată care fiecare caz în sine îl va analiza, pentru că aici sunt particularități. Da, și doar să adaug, când ne puneți întrebările pe adresa electronică, cum a menționat și Diana, cât mai în detaliu ce exact vreți să faceți și ce exact solicitați suportul din partea noastră și, la urma urmei, care o să fie și contribuția dumneavoastră proprie, ca să vedem dacă, ca să vă răspundem 100%, este compania eligibilă sau nu este. Mulțumesc! Bună ziua! А скажите, пожалуйста, могу ли я написать грант, если я взял гостевой дом в кредит, и пока еще кредит полностью не оплачен, но я этот дом вот достраиваю, делаю, и кредит под него будет, грант. Спасибо. Наверное, вам так подскажу, чтобы вы мне вот это именно конкретный вопрос отправили на mda@rcra.grants.aron.chemonix.md, и я постараюсь вам более развернутый ответ дать, чтобы мне как нужно будет какие-нибудь детали, к примеру, какая ваша сумма инвестиций, как контрибуция проприя будет, и сколько вы хотите получить от данного гранта. Спасибо. Bună ziua, Sergiu Lescu, SAP Moldova. Mulți ne cunosc activitatea noastră, dar văzând, sau venind la întrunirea asta, ideile tot apar, generează ca un catalizator, spunem așa. Am câteva întrebări. De exemplu, noi, deci, pentru sustenabilitate, avem patru, ar putea depune, spunem, dosare pentru 4 proiecte sau, de exemplu, eficiență energetică este în proiect aici, de exemplu, acreditarea școlii pentru de o academie internațională care ar genera turiști străini, că când se uită pe pagină văd logo-ul că, uite, școala ta sau agenția sau structura este acreditată internațional, ei vin încolo. Și alt ar fi de franciză care ar dezvolta companiile care sunt amplasate pe malul oricărei suprafețe acvatice. Și, ok, cam asta. Mulțumim, Sergiu, într-adevăr, iată activități de recreiere, de agrement pe care le prestați. Deci, aici răspunsul și remarcă pentru toți. Acele 5 piloni sunt indicativi, sunt direcțiile de finanțare. Deci nu înseamnă că trebuie să depuneți 5 proiecte diferite. Deci totul se depune într-o singură aplicație. În cazul ce ați spus dumneavoastră, ele se pretează sub aceste direcții de finanțare, doar vor face parte dintr-o singură aplicație, pentru că sunteți un singur beneficiar, da? O entitate. Bună ziua! Da, vă rog. Vitalie Popa, Casa Albinii Serele. Două întrebări. Municipiul Chișinău este eligibil? Satele din jurul Chișinăului, ați spus că Chișinău nu e eligibil. Dar satele? Satele, da. Și a doua întrebare, în cadrul unui, să zicem, pachet turistic al comunei, unde sunt mai mulți agenți economici care încearcă să creeze o cale turistică a comunei, cum ei ar putea împreună sau separat să vină în acest apel de grant? De exemplu, în comunitatea noastră este și satul moldovenesc, adică un muzeu satului, avem cu apicultura, avem meșteri populari, mai nou este și cu cai, herghelie. Deci cum ar putea apeleu, dacă are dreptul să vină, ca să aibă și el careva, nu știu, idei de proiect anume în crearea acestui tur și virtual al comunii poate fi. Dar de ce vorbesc anume apeleu? Pentru că, știți, noi, agenții economici, suntem diferiți și avem doar acele segmente minore din tot acest traseu turistic.
pe când comunitatea ar putea să dezvolte și o idee mai vastă în a capta anume acea idee turistică a comunității. Mulțumim! Mulțumim, vă felicit pentru idee că din start gândiți într-un mod inclusiv și prin parteneriate. Deci acest apel de grant este orientat anume spre a dinamiza circuitul economic și produsele care sunt în circuitul economic și în gestiune de persoane juridice care se află în acest circuit economic. Per se, un apel nu este un actor în acest sens, fie acesta poate să amenajeze, dar în acest caz concret al dumneavoastră, fie ar putea să fie un consorțium, fie ar putea să fie un ONG local care prestează aceste servicii ca și activitate constantă, fie poate fi un deținător, un antreprenor care are relații cu celelalte și îl dezvoltă acest produs, demonstrează faptul că prin aceste contracte de colaborare, prin aceste parteneriate, dumneavoastră, de fapt, îi veți duce sau veți implica și celelalte locații. Acestea ar fi direcțiile pe care dumneavoastră trebuie să vă uitați. Dar nu apeleu în sine. Deci vor exista și alte apeluri de granturi. Acest apel de granturi este orientat anume spre produsul turistic și experiențe sau care vin din partea mediului antreprenorial. Bună ziua, Natalia Lunca, Reotului, grup de acțiune locală. Contribuția proprie trebuie obligatoriu monetară să fie, da? Contribuția obligatorie nu este neapărat să fie monetară, poate să fie și in kind, dar, cum și-am menționat, ea se va lua în considerație din momentul de când a fost semnat acordul de grant. Mulțumesc. Adică nu puteți să luați în considerație, de exemplu, nu știu, câteva mese care le-ați procurat anterior și acum vreți să le puneți ca contribuție proprie în cadrul apelului de grant. Mersi. Și încă o întrebare. În cazul întreprinderilor, va fi necesar ca în extrasul din registrul de stat să fie domeniul de activitate turism obligatoriu? Nu sau? Neapărat. Nu neapărat. Mersi. Nu. Dumneavoastră indicați. Cei ce se achită de la proiect se achită cu TVA 0. Dacă dumneavoastră procurați și a indicați contribuția din cei ce ați procurat dumneavoastră, și ați achitat cu TVA, desigur, asta merge la linia respectivă. Da, la suma totală. Deci noi nu. Pentru dumneavoastră, din cei ce veți achita din propriul buget, nu sunteți scutit de TVA. Scutit de TVA este doar mijlocul sau mijloacele financiare, bugetul care este alocat direct din proiectul USAID. Bună ziua, vreau să întreb care este perioada de implementare a proiectului și monitorizare post-finanțare. Perioada de implementare este până la 24 de luni, deja în dependență de propunerea care dumneavoastră o să înaintați pentru noi. Monitorizarea până la sfârșitul proiectului. Deci dumneavoastră o să vă citiți în apelul de grant și întrebarea este foarte bună. Noi nu am vorbit acum prea mult când am vrut toate să le citim în Google stare, dar o să vedeți. Noi o să avem niște indicatori de monitorizare a tuturor beneficiarilor, care include vânzările, care include numărul de oaspeți, care include ce practici noi, standarde ați aplicat, care include parteneriatele dumneavoastră cu alții. Aceștia sunt niște indicatori care noi odată pe an îi vom monitoriza din partea proiectul dumneavoastră prin intermediul relației pe care o stabilim. Și acești indicatori vom colecta până în septembrie, inclusiv anul 2027. Dar vorbim despre o monitorizare pe indicatori, da? de măsurare, într-un fel. Noi privim această relație și prin intermediul unei relații de parteneriat, unde noi vom privi și în extensul, poate în afara acestor indicatori, felul în care dumneavoastră vă dezvoltați, care sunt dificultățile, care sunt poate noi oportunități pentru dumneavoastră ca să vă integrați în activități de promovare, de exemplu, de training, despre care o să vorbim chiar acum în următoarele două ateliere. Stimați colegi, noi o să mai luăm încă maxim două întrebări acum, pentru că conform agendei mai avem două ateliere. Și eu înțeleg toată lumea este ocupată, dar în special aceste două ateliere au fost create pentru dumneavoastră și o să fie informații foarte utilă
și care noi o considerăm importantă pentru aplicațiile pe care le vom primi. Deci eu să vă rugăm să rămâneți. Haideți să mai luăm două întrebări. Asta nu înseamnă că nu le mai puteți depune ulterior prin e-mail. O întrebare mai, da. O întrebare mai tehnică. Contează unde este înregistrat SRL-ul? Poate fi înregistrat în Chișinău, dar afacerea să fie în afara Chișinăului? Da, desigur. Noi privim afacerea, trebuie să desfășoare, sau activitățile de turism trebuie să desfășoare în afara capitalei. Noi avem o întrebare din mediul, de la telespectatorii din online. De ce programul guvernamental 373 nu permite cofinanțare de către alte proiecte? Bine, în primul rând, întrebarea e, cred că, pentru colegii de la Organizația Dezvoltarea Antreprenoriatului. Noi vom discuta cu ei și vedem care este soluția. Este un program nou care a fost aprobat recent și el are o un pic altă conotație. Aici noi vorbim de program de suport pentru dezvoltarea afacerilor, acolo e un pic altă formulă din perspectiva susținerii afacerilor. De ce? Dar oricum vom răspunde online persoanei care a întrebat. Haideți, ultima întrebare, cred că acolo cineva a luat microfonul. Mulțumim! Bună ziua, Angela Comendant, Curtea de Piatră. Spuneți-mi, vă rog, cât timp este prevăzut pentru analiza dosarului, în sensul că, din caz că nu trecem la 5 iulie, putem depune și în august și în octombrie? Deci, în apel dumneavoastră veți vedea că procedura după ce ați depus dosarul și se începe evaluarea, adică după acel termen limită, durează, deși preselecția are etapele sale și poate dura până la 3-4 luni, inclusând procedura de aprobare a grantului final la USAID și semnarea contractului. Dar, la întrebarea dumneavoastră, odată ce n-ați fost selectat la prima etapă, nu vă descalifică să mai depuneți la următoarele. Bine, cam aici e tot. Mariana, putem să preluăm. Vă urez mult succes. Vreau să vă zic că noi cunoaștem și alte programe de granturi de finanțare și considerăm că tot ceea ce am prezentat este foarte pe măsura forțelor dumneavoastră. Nu trebuie să vă frustrați sau vă complexați de la careva întrebări dacă nu le înțelegeți. Nu ezitați să apelați și prin e-mail către echipa de proiect și inclusiv către partenerii noștri. De aceea, Mariana, te rog frumos să rămânem pentru următoarele două ateliere. Dacă cineva dorește apă, își ia o apă și revine în sală. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim mult pentru această prezentare. În continuare, avem două ateliere mai practice deja. Doamna Elena Stepanov, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, va face prezentarea noului serviciu oferit de către Antrim privind elaborarea proiectelor de aplicare la granturi. Mersi, Mariana. Cu toții cunoaștem cât de important este o aplicare corectă la un program de suport financiar și aici vorbim nu doar despre aplicarea unui narativ, vorbim despre structurarea corectă a pozițiilor la care dorim să primim finanțare, merge vorba despre completarea corectă a formularelor. Există desigur că suportul finanțatorului, dar noi cu expertiza noastră putem veni în ajutorul dumneavoastră de a identifica care sunt necesitățile și la ce ați putea dumneavoastră aplica ulterior. Astfel, după cum a fost menționat, noi am decis să lansăm un program de suport și expertiză, Assist Antrim MD. Aici echipa noastră o să vă fie de folos pentru aplicații la diferite programe. Ca să facem cunoștință, am să vă prezint asociația noastră. Noi suntem o comunitate de 101 membri. Majoritatea dintre ei sunt bucuroase să revăd aici.
și având o comunitate atât de mare, avem și o responsabilitate mare de a promova Moldova ca destinație turistică, de a promova activitatea membrilor noștri, de a promova activitățile care urmează să aibă loc, de a veni cu idei noi, de a crea produse noi. Și astfel, în 9 ani de activitate asociației noastre, am reușit să organizăm tururi de presă care au avut un impact major în cunoașterea Moldovei și ca destinație turistică în afara țării. Am participat cu membrii noștri la peste 40 de expoziții și târguri internaționale. Doar anul acesta am participat la 6 târguri cu peste 45 de afaceri din sectorul turismului. Am organizat tururi de familiarizare, am început cu deschiderea primului centru de informare pentru turiști din Chișinău și acum suntem deja cu 7 centre de informare și pot să vă spun că în curând, în decurs de o lună, o să deschidem încă un centru de informare, dar aceasta urmează să venim cu această informație la dumneavoastră. Am organizat traininguri pentru reprezentanții industriei, peste 50, la care au participat și la care au venit cu expertiză atât experți locali cât și experți internaționali. Am organizat și am coorganizat campanii digitale, careva dintre ele au fost deja prezentate anterior. Sunt campanii care au sloganuri ce rămân în identitatea lor și continuă să fie dezvoltate și preluate de partenerii noștri. De ce merită să aplicați la un program de asistență ANTRIM? Deoarece în afară de activitățile care au fost menționate anterior, ANTRIM în 9 ani de activitate a reușit să organizeze multe traininguri, mai multe... am reușit să venim cu răspuns la necesitățile sectorului, cu răspuns la necesitățile membrilor noștri și astfel am identificat experți, am identificat parteneri, am identificat soluții cu care trebuie să mergem mai departe. Astfel am organizat programul Hospitality Plus, a fost organizat Tourism Intelligence Journal, au fost organizate cu experta Audrey Scott 6 evenimente online. În afară de aceste evenimente, care au venit cu multe răspunsuri pe partea de promovare și digitalizare, peste 45 de companii au avut parte de o expertiză privată, hai să spunem așa, în îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare și digitalizare pe partea de online. Am organizat 7 startup academy pe partea de lobby și advocacy, ceea ce a fost un pas important pentru membrii noștri în partea lor de dezvoltare. Am venit cu multe răspunsuri, am reușit să schimbăm multe în activitatea lor pe partea de legislație. Moldova Next Tourism Generation Academy este un parteneriat cu Ministerul Culturii și cu Universitatea de Stat. Aici avem implicația tinerilor în dezvoltarea turismului, în dezvoltarea sectorului și aici merge vorba nu doar despre voluntarii care vin pe o perioadă sezonieră. Aici vorbim despre o activitate mai îndelungată și noi vorbim despre recunoașterea tinerilor, recunoașterea de către ei a posibilității de a activa în sectorul turistic și dorința crearea lor de un viitor aici în Moldova. Anul curent am organizat și în cadrul expoziției la Moldexpo am organizat și Tourism Talent Fair. Aici tinerii au venit împreună cu tur operatorii ca să-și facă posibilități pe viitor, să cunoască ce posibilități sunt de angajare pentru ei și ce locuri vacante avem noi în sectorul turismului. Tourism Guides Bootcamp este o activitate care este în proces de derulare. Urmează să avem câteva instruiri, de fapt 3 la număr, în perioada iunie-iulie. Aceste instruiri vor avea loc cu ghizi acreditați, hai să spunem așa, și va avea loc atât pentru centrele de informare cât și pentru muzeografi. Serviciul asistantrim.md vă va oferi mai multe oportunități și el va fi divizat în câteva categorii. Deci vor fi sesiuni one-to-one, deci vor fi sesiuni private cu fiecare din cei interesați pentru a înțelege care sunt necesitățile, cu ce ar putea ei aplica. Vor fi niște sesiuni private care vor spori potențialul lor de aplicare și vor spori la fel și partea tehnică de aplicare. Identificarea necesităților afacerii. Ca urmare, fiecare aplicant își cunoaște necesitățile lui și cunoaște care ar fi partea lui, linia lui pe care ar putea el aplica. Astfel, cu ajutorul expertizei noastre, noi putem să identificăm aceste linii, noi putem să identificăm aceste necesități și să-l ajutăm, să-l îndrumăm pe partea corectă de aplicare. Asistență în identificarea oportunităților de finanțare, aici vorbim despre mai multe programe
de finanțare care sunt acum în derulare și care urmează să fie aplicate și asistența în pregătirea dosarelor de aplicare. După cum am menționat anterior și Elena, ei sunt pe parte de răspunsuri pentru cei care au careva întrebări pe parte tehnică, la fel suntem și noi cu expertiza noastră și cu experiența noastră, suntem venim cu mare drag să vă ajutăm. Ne puteți contacta în acest caz pe e-mailul office@antrim.md cu care vă întrebări, la fel ne puteți contacta și la telefon. Dacă dumneavoastră nu sunteți siguri pentru aplicarea la care urmează să o faceți sau la ce doriți să o faceți, puteți să ne contactați și noi discutând putem să identificăm care sunt necesitățile și să vă îndrumăm pe partea corectă a aplicării ulterioare. Am să-l rog pe domnul Veceslav Guțuțui să vină alături de mine să preia prezentarea. Da, în jos, în jos. Bună ziua! Continuăm cu un aspect care se referă la planificarea afacerii și încadrarea planul de afaceri în aplicația depusă la program. Aici. Deci, aș vrea să vă întreb, cine dumneavoastră a elaborat un plan de afaceri? Vă rog să ridicați mâinile, să vedem câte persoane au experiență, da? Și câte persoane doresc să facă acest exercițiu în continuare? Cam puțin. De ce este important să avem un astfel de document? Pentru că el ne permite, de fapt, să argumentăm soluția cu care dorim să ne dezvoltăm în continuare și, în același timp, ne oferă o bază informațională foarte utilă cu privire la multe aspecte ale afacerii și aici vedeți, de fapt, cuprinsul recomandat, orientativ, pentru că există diferite tipuri de astfel de documente și noi considerăm că este important să atrageți atenția anume la aspectele care se referă la descrierea afacerii, deci ce reprezintă afacerea noastră, care sunt serviciile de bază, istoricul pe scurt, cine o administrează. După aia discutăm despre analiza pieței, deci tendințele care sunt pe piață, concurenții și este foarte bine să faci o analiză a concurenților pe fiecare separat, ca să vedeți punctele lor tari, slabe și să evaluați în ce măsură vă încadrați în piața respectivă, să identificați dinamica, tendințele care există pe piață, dar și oportunitățile de a vă încadra pe o nișă care posibil este în continuare liberă. Strategia de marketing sau cum ne poziționăm noi pe piață, cum ne formulăm tarifele, prețurile, cum realizăm campania de publicitate, ce canale de distribuție, de promovare și instrumente utilizăm, astfel încât să fim cât mai bine văzuți pe piață. Un moment important, desigur, este și managementul, personalul care activează în cadrul întreprinderii, funcțiile, numărul de personal și, în general, este bine ca la întreprindere să există la fiecare angajat câte o fișă de post unde sunt descrise toate obligațiunile, drepturile, regimul de muncă și așa mai departe. Și iată aici, la acest capitol, este important să indicați potențialul uman care de fapt activează în cadrul întreprinderii dumneavoastră. Planul de operațiuni sau descrierea cum este organizată afacerea, locația, cum sunt organizate procesele de deservire și, iarăși, care sunt persoanele implicate în domeniu. Partea financiară, foarte importantă, care, de fapt, se face deja la sfârșit, când deja avem studiate aspectele anterioare, unde venim cu veniturile, cheltuielile, investiția și structura investiției, fluxul de numerar, bilanț contabil și raportul financiar și calcularea, bineînțeles, indicatorilor economico-financiar de lichiditate, solvabilitate, de îndatorare și așa mai departe.
Deci partea financiară este foarte importantă, care de fapt ne arată viabilitatea afacerii noastre din punct de vedere financiar. Se recomandă ca ea pentru primul an să fie făcută pe luni, următorul an pe trimestre și deja pe ani. Riscurile și posibile surse de contracarare a lor, deci să facem o estimare a lor și să vedem care sunt măsurile de preîntâmpinare, diminuare, astfel încât ca ele să nu fie. Un compartiment separat va fi legat de planurile de viitor, ce indicatori dorim să atingem peste deja 5, 6, 7 ani și cum ajungem la ele. Și, desigur, ca anexe pot fi diferite documente, pot fi studii de piață, pot fi anexele, CV-urile persoanelor de bază, alte documente care arată și detaliază afacerea noastră. Și atât, având acest document, pe care vă-l recomandăm să-l elaborați, vă încurajăm să-l aveți într-o formă cât de cât simplă, pe 2-3 pagini, pe 5 pagini, în dependență de nivelul de detaliere și cunoaștere a pieței, să-l încercați să-l elaborați astfel încât atunci când veți face aplicația la noi, să fie mult mai simplu ca să înțelegeți în general contextul afacerii și cum aplicația ajută la dânsul. Aici un mic exemplu de completare a unei aplicații. Este vorba de o pensiune agroturistică. Este un formular destul de simplu, nu este complicat. Din experiență vă spun, chiar e destul de simplu și foarte accesibil. Sunt absolut convins că marea majoritate noastră deja au completat documente similare sau oarecum similare și vedeți, aici sunt, iarăși, principalele aspecte care se referă la viitorul proiect. Datele despre întreprindere, câți angajați sunt, angajații, atribuțiile de bază, deci directorul cu ce se ocupă, contabilul șef, personalul de deservire, care el este. Mai departe, o scurtă descriere a companiei și obiectivele pe care dorim să le atingem, deci istoricul business-ului și deja obiectivele pe care ne dorim să le realizăm și vedeți că este bine că aceste obiective să fie cuantificabile, deci să fie cu cifre. Deci ne dorim să atingem în anul următor atâția număr de beneficiari sau să avem o valoare a vânzărilor de atâția mii lei. Da? Deci să fie niște cifre concrete care permit să măsurăm dacă aceste obiective au fost realizate. Tot aici menționăm capacitatea noastră de cooperare cu alți donatori și programe internaționale. Aici am dat un mic exemplu cu Chemonix, cu AIPA, da? Deci cu cine am cooperat, ce resurse am obținut, în ce perioadă de timp și dacă reușiți, includeți principalele rezultate care le-am obținut. Un alt compartiment se referă la datele de referință cu unei agenții economici, programe, proiecte cu care ați cooperat. Cu care ați cooperat și care a fost această cooperare. Vă recomandăm totuși nu faceți referință doar la noi, faceți cumva și cu alți parteneri. Poate fi diferite companii private, alți donatori, autorități publice, APL-ul poate, și indicați cum ați cooperat. Fie că ați făcut, vi s-a făcut livrări de produse, fie că ați făcut campanii de marketing, fie că ați obținut subvenții și indicați datele de contact ale persoanelor cu care ați cooperat, care au e-mail și număr de telefon, pentru că la etapa de evaluare persoanele acestea vor fi contactate. Și de aceea vă rugăm să indicați exact și corect și obiectiv informația dată. Secțiunea a patra se referă la descrierea în ce măsură activitățile noastre se încadrează în obiectivele de finanțare. Și aici este important să studiați foarte bine toate documentele pe care
le oferim și în mod special acolo unde este specificat obiectivele grantului. Deci, deja s-a vorbit, dezvoltarea infrastructurii de ospitalitate, digitalizare, da, aspectele de durabilitate și mediu și așa mai departe. Deci, trebuie să argumentați cum activitățile voastre conduc la îndeplinirea acestor obiective, prin ce metode și care ar fi rezultatele lor. Următorul compartiment, compartimentul 5, deja se referă la acțiunea. Acțiunea în sensul că cum vom realiza activitățile noastre. Și aici îl împărțim în subacțiuni care merg într-o consecutivitate logică, da? Deci începând cu semnarea contractului de grant și terminând cu livrarea raportului final de finalizare activităților. Și atât aici este important că există o succesiune logică a activităților și să indicați persoanele care vor fi implicate și cum veți face acest lucru. Următorul compartiment se referă la planul de implementare și o să am un slide separat pe acest subiect. Următoarele două compartimente se referă la rezultate și impact. La rezultate indicăm rezultate tangibile imediate care se realizează după finalizare, atâtea număr de locuri de muncă, atâtea vânzări, atâta echipament s-a achiziționat și așa mai departe. Și impactul pe termen lung, deja indicăm informații ce se întâmplă cu afacerea noastră ca impact al intervențiilor date peste un an, peste doi. Da? Cum mărim numărul de turiști, diversificăm area de servicii și tot așa mai departe. Deci asta ar fi în mod foarte succint descrierea anexei A, documentul de bază, unde se vede ideea dumneavoastră, se ved rezultatele și impactul. Și deja se anexează toate documentele, după cum a fost menționat, și faceți dosarul de aplicare. Aici un foarte scurt exemplu, foarte simplu, cum identificăm activitățile respective. Vedeți că sunt 6 activități de bază, deci semnarea contractului de grant, în luna august, de exemplu, partenerii implicați, rezultatele livrabile și persoana responsabilă de la întreprinderea dumneavoastră. Urmează realizarea lucrărilor de construcție și amenajare, pentru că este vorba, în exemplu dat, este vorba despre o pensiune agroturistică, deci reparația camerelor, dormitoarelor, construcția foișorului, reparația bucătăriei. Sunt identificați termenii care, iarăși, trebuie să fie foarte reali, rezultatele și persoana responsabilă. După ce s-au făcut lucrările de reparație, ulterior se examinează de ce utilaj, echipament, mobilier avem nevoie și cum el se încadrează în entitatea noastră. Vedeți, iarăși, selectarea furnizorilor, semnarea contractelor, livrarea acestor bunuri și montarea lor și numai după ce au fost montate și amenajate, se semnează actul de recepție a lucrărilor. Pe final, darea în exploatare și în luna mai, când se începe sezonul turistic, un eveniment de promovare. Și la sfârșit, raportul final care se dă aici la USAID. Câteva aspecte legate de amenajări, reparații. Trebuie să țineți cont de stilul autentic al zonei, să veniți cu soluții care sunt de construcții, reparați și materiale de construcții din zonă, dacă este posibil, și să păstrați stilul din localitatea dumneavoastră. Pentru a realiza activitățile date, se recomandă totuși să angajați un specialist care
dispune de experiență și poate să vă ghideze corect, astfel încât să nu faceți greșeli, care ulterior o să vă coste mai mult decât costurile sale. Asta a fost foarte pe scurt ce am vrut să vă povestesc. Dacă sunt întrebări, mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru prezentările în cadrul acestui atelier. Trecem la următorul atelier, care este dedicat criteriilor de sustenabilitate, formării profesionale și ameliorării forței de muncă. Pentru aceasta le invităm alături pe colegele mele, Natalia Țurcanu, manager industria turismului și marketing, din cadrul proiectului de competitivitate și reziliență rurală, și doamna Veronica Bulat, doctor conferențiar, șefa departamentului, vă rugăm să luați loc, șefa departamentului economie, marketing și turism, Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității de Stat din Moldova. Mulțumim mult, Mariana. Deci mai erau câteva exemple. Da, mersi pentru oferirea cuvântului. Desigur că, după cum cunoașteți, în noiembrie anul trecut, Moldova s-a angajat la cel de a parcurge tot procesul de a deveni o destinație turistică sustenabilă și la acest fapt trebuie să contribuim toți. Deci în 24 noiembrie 2022 Ministerul Culturii împreună cu Consiliul Global al Turismului de Turism Sustenabil au semnat un angajament de sustenabilitate, iar asta înseamnă că noi ne dorim ca într-un timp cât mai scurt Moldova să devină o destinație turistică sustenabilă, iar pentru asta este important ca fiecare dintre dumneavoastră, fie că sunteți startup sau sunteți la o etapă în procesul de dezvoltare a afacerii dumneavoastră sau deja sunteți mai avansați, aveți un rol primordial în comunitățile în care dezvoltați afacerile, în comunitatea sau în ecosistemul industriei turismului din Republica Moldova, pentru că, ținând cont de criteriile de sustenabilitate, dumneavoastră ajutați Moldova ca destinație turistică să devină una sustenabilă. Deci, sunt patru piloni ai sustenabilității: managementul sustenabilității, sectorul sau departamentul, direcția socială, economică, culturală și de mediu. Acești patru piloni sunt împărțiți în patru categorii și ei vin să demonstreze existența managementului sustenabil al destinației, să maximizeze beneficiile economice pentru comunitatea gazdă și să minimizeze impactul negativ, să maximizeze beneficiile pentru comunități, vizitatori și domeniul cultură și să minimizeze impactul negativ pentru acestea și maximizarea beneficiilor pentru mediu și minimizarea impactului negativ. Deci, pe acești patru piloni și în aceste patru categorii, pentru industrie, dar și pentru destinație, sunt 43-44 de criterii de sustenabilitate, iar aceste criterii sunt, o să le expun mai târziu. Moldova a devenit membră sau asociația, de fapt, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, a devenit membră a GSTC, a Consiliului Global de Turism Sustenabil, încă din august sau septembrie 2022. Acest lucru l-am înțeles din trendurile internaționale, am înțeles că este necesar să facem acest pas pentru a fi în pas cu ceea ce solicită turiștii străini. Ei vor nu doar să vină într-o destinație să o viziteze, ei vor să se simtă parte a faptului că pot să contribuie să mențină o destinație pe care ei o vizitează într-un mod sustenabil, să o protejeze și ca să poată această destinație să fie vizitată de mai mulți vizitatori pe o perioadă mai îndelungată, fără ca să dăuneze mediului ambient, comunității și pe aspectele menționate, social, economic, cultural. Și în acest sens ne-am dorit ca și Moldova să punem umărul, să avem o destinație, Moldova să devină o destinație sustenabilă.
Programele oferite de Consiliul Global pentru Turism Sustenabil sunt, în primul rând, recunoașterea standardelor și conformitatea cu criteriile GSTC, acreditarea organismelor de certificare, deci sunt programe de certificare care îndeplinesc cerințele de independență, transparență și competență, deci nu doar standarduri, dar și procesul care este, care este utilizat. Programul de formare în turism sustenabil, și asta presupune consolidarea capacităților pentru toți factorii interesați, fiecare dintre dumneavoastră ar putea să parcurgă acest program de formare în turism sustenabil. La moment suntem la o etapă în care proiectul de competitivitate și reziliență rurală a susținut și continuă să susțină, să implementeze mai multe activități pentru a ne ralia la aceste criterii de sustenabilitate și împreună cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, dar și cu reprezentații de la Universitatea de Stat din Moldova, am participat și deja avem o listă scurtă de profesioniști care au parcurs acest program de formare în turism sustenabil. Recent am participat și la conferința globală de turism sustenabil din Antalya, din Turcia, în luna mai, care de fapt ne-a ajutat să avem și o discuție cu directorul și cu CEO-ul, da, cu directorul GSTC, Randy Durban, care a fost în noiembrie în Republica Moldova și am setat pașii următori în care urmează inclusiv să traducem aceste criterii de sustenabilitate în limba română, pentru că la moment nu este disponibil în această limbă, ele sunt în engleză, în rusă, în franceză, prioritar este versiunea engleză și noi urmează să traducem aceste criterii de sustenabilitate. Deci programul recunoaște mai multe standarde. Deci GSTC recunoaște mai multe standarde, precum este IRCEC, Green Destinations, Biosphere Responsible Tourism. Ele sunt atât pentru destinație, dar și pentru industrie, pentru hotelieri, în special pentru unitățile de cazare și tur operatori. Un alt program despre care menționasem mai sus este acreditarea. Deci acreditarea se face în conformitate cu manualul de acreditare al GSTC pentru procesele de audit și certificare conform ISO 17065 și 17011, dar și se face în baza standardelor și sistemelor recunoscute GSTC cu respectarea acestor criterii de către anumite companii terțe. La nivelurile de asigurare, deci în primul rând este necesară cel puțin o evaluare, începem de la o evaluare primară, care este mai cunoscută sub numele de autoevaluare, deci noi, de fapt, atunci când ne autoevaluăm, afacerea noastră, dacă este una sustenabilă, luăm acele criterii de sustenabilitate și facem un check list, să vedem la ce etapă noi suntem. Asta, de fapt, este o evaluare subiectivă. Nu este o primă etapă, da? Deci, oricum, este necesar de a face această autoevaluare. Ulterior, puteți face o verificare de către o a doua parte, da? Dar imparțialitatea nu este sigură și, respectiv, pe această opțiune nu mergem, însă este necesară o certificare de către o terță companie sau o terță parte, care pot fi companiile de audit și certificare. În cazul nostru, pe arealul regiunii noastre, este Biro Veritas din România, care este acreditată de către GSTC pentru a face, pentru a oferi aceste certificări. Și, desigur, această certificare de o parte terță este acel organism de certificare despre care am menționat și este acreditat. Este foarte important de respectat criteriile, ca aceste criterii și indicatori în baza acestor criterii să fie măsurabili, da? Să putem să măsurăm acești indicatori și să putem să-i verificăm. Deci cum au decurs. Fie că ați avut, de exemplu, sau nu ați avut la început managementul deșeurilor și pe parcursul implementării anumitor activități, dezvoltării afacerii dumneavoastră, ați reușit să aveți o stație de depurare sau ați reușit să puneți panouri solare, să reduceți consumul de apă, să-l puneți în recircuit. Deci asta toate sunt niște procese care trebuie să le putem verifica.
planifica, că nu ați avut la început și acum este și să măsurăm impactul de inclusiv de CO2. Deci astea sunt doar câteva elemente din acea listă de 100, deci ele sunt 43-44 de criterii, independența dacă este pentru destinație sau este pentru afacere, și aceste 43 de criterii, ele se cumulează împreună, au peste 140 ceva de indicatori. La fiecare indicator s-ar putea să fie, deci o să merg un pic mai departe ca să vă arăt. Deci asta sunt programul de training, câteva poze oferite de colegii de la GSTC despre programul de training care noi l-am făcut o parte online, altcineva a participat și este posibilitatea de a participa offline și a face aceste cursuri. Sunt foarte utile, practice, cu exemple. În cazul când am participat eu la acest curs, am avut persoane participante și din Asia și din China și din Statele Unite, deci chiar este la nivel global și exemplele chiar au fost elocvente și foarte diverse, pentru ca să înțelegem că aceste criterii de fapt se aplică atât și în Republica Moldova, cât pot fi aplicate și într-o destinație mai exotică pentru noi. Și, desigur, programul 4 este pentru destinații și evaluarea sustenabilității destinațiilor este, de fapt, o etapă mai avansată atunci când deja industria și afacerile implementează și țin cont de criteriile de sustenabilitate, astfel destinația devine acel ecosistem care în sine devine sustenabil. Și evaluarea GSTC este un instrument pentru organizațiile de destinații pentru a identifica zonele de risc, dar și oportunitățile de aplicare acestor criterii GSTC. Și evaluarea GSTC nu este o certificare. Deci ca organism de acreditare, GSTC nu certifică. Ei oferă aceste criterii și certificarea se face de către o companie terță. Este foarte multă informație, nouă la fel ne-a trebuit foarte mult să înțelegem foarte multe detalii, de asta, asta de fapt este doar un fel de inception, da? Doar un fel de, doar să vă trezim, să vă trezim curiozitatea. Ceea ce vă îndemn și pe dumneavoastră este să accesați pagina Ministerului Culturii, acolo unde din noiembrie-decembrie a fost o postare cu, dar probabil că vom face și un apel către dumneavoastră pentru că avem contactele și să vă aliniați, să vă raliați la platforma de sustenabilitate. Pe această platformă urmează mai multe activități pe care le vom face împreună cu Ministerul Culturii și cu voi, cu stakeholderii, cu companiile din sector, cu orice inițiativă locală din regiuni, pentru că este important, fiecare și are rolul lui său foarte important în acest proces de a ajunge să devenim o destinație sustenabilă. Din aceste criterii, de fapt acestea sunt 43 de criterii de sustenabilitate a destinației, de fapt cei care, atunci când a fost și Rand în noiembrie în Moldova, a menționat că, de fapt, managementul sustenabilității mediului prezintă de obicei cele mai mari provocări pentru destinație, dar și pentru afacere. Astea sunt criteriile din lista aceea de evaluare despre care vă spuneam, în care, iată, este criteriul, este indicatorul și trebuie să faci, să bifezi dacă ai sau nu corespunzi la acest criteriu. Criteriile GSTC se utilizează nu doar pentru a certifica oficial o destinație că uite este sustenabilă. Ele pot fi utilizate de o afacere care abia începe să implementeze anumite indicatori și anumite criterii GSTC. Este un fundament, de fapt, pentru certificarea sustenabilității. Sunt niște linii directoare de bază pentru afaceri, pentru a deveni mai sustenabile. Este un ghid atât pentru călători, cât și pentru agențiile de turism în alegerea furnizorilor și a programelor de turism sustenabil, dar servește și un drept numitor comun pentru mass media atunci când este cazul să comunice sau să informeze despre criteriile și despre necesitatea de a avea un turism sustenabil. Dar totodată ajută și consumatorii să identifice afaceri solide
care implementează aceste criterii. La fel oferă programelor guvernamentale și neguvernamentale și din sectorul privat un punct de plecare în dezvoltarea cerințelor de turism sustenabil. Și totodată ajută la fel și servește drept linii directoare de bază pentru organismele de educație și formare continuă, cum ar fi școlile, hoteliere, universitățile care au programe de dezvoltare a abilităților celor care lucrează în acest forță de muncă, ce lucrează în acest domeniu. Și aici o să mă opresc pentru a oferi cuvântul doamnei Veronica Bulat, care la fel este certificată GSTC. Doamna Veronica. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Astăzi sunt reprezentant al mediului academic. Mulțumesc. Și vreau să vă prezint programul de formare profesională continuă în domeniul servicii hoteliere, turism și agrement, care a fost dezvoltat de către Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice. Responsabil direct este Centrul de Resurse pentru Formare Continuă a Universității și Departamentul Economie, Marketing și Turism, pe care am onoarea să-l coordonez. Acest program de formare profesională a fost dezvoltat la inițiativa și cu suportul unui proiect de competitivitate USAID în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Republica Moldova în baza unui memorandum de colaborare și la crearea și constituirea acestui program s-au ținut cont de toate rigorile educaționale, regulamentare, astfel încât programul să corespundă acelor cerințe de calitate prevăzute de normele în educație. Vreau să vă spun că programul este un program structurat pe 20 de credite, ceea ce înseamnă 600 de ore, dintre care 150 sunt ore de contact direct, care se realizează pe 3 module de instruire. Modulul A și modulul C sunt module care sunt parcurse de toți formabilii și modulul B este unul opțional, care este format din două direcții, deci modulul B1 orientat către activitatea de ghidaj și modulul B2 care este orientat spre turism și ospitalitate. Vreau să menționez că programul acesta de formare continuă este unicul autorizat din Republica Moldova. Mare atenție atunci când accedeți la un program de formare, pentru că sunt multiple instituții care oferă programe de formare și nu au autorizare. Ce înseamnă autorizare? Înseamnă că certificatul de absolvire pe care îl primiți este recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării, deci certifică competențele pe care le dobândiți în cadrul acestui curs. Ce este important de menționat, că cursul este structurat în formă mixtă, adică participarea la curs este 60% online, cu instruirea tuturor modelelor, suportului informațional disponibil pe platforma instituțională Moodle, care deține instrumentele necesare de instruire și de evaluare, precum și 40% sunt instruiri face-to-face, instruiri cu prezență fizică, în mare parte pe disciplinele care țin de necesitatea unor instruiri practice, da? Teorie și practica excursionistă, front office de calitate, deci avem istoria și arhitectura civilizațiilor care deci trebuie făcută în muzeu și alte discipline. Deci anul acesta noi am căutat, am mai avut și perioada cu pandemia, da, și a fost un pic mai dificil, dar oricum ne-am adaptat și chiar în prezent avem un nou grup de formabili care zilele acestea au finalizat evaluarea. Vreau să vă zic că cursul de formare, ca și oricare curs, are niște evaluări. Deci la fiecare modul sunt evaluări. Deci sunt de fapt niște produse care trebuie evaluate, prezentate, documentate și în baza lor se face certificarea. Un alt moment important este faptul că, iată, la cursul curent am
experimentat așa o tehnică nouă prin care ne-am gândit să coagulăm așa mai multe discipline în două zile ca să asigurăm prezența formabililor, universitatea participând cu cazarea gratuită în căminile universității. Ar fi o oportunitate și ne gândim că dacă va fi solicitată pe viitor, într-adevăr, poate lecțiile practice să le punem așa mai, deci câteva zile consecutiv, ca să ne concentrăm pe activități. Evident că toți formabilii sunt chestionați la început de curs cu privire la așteptările pe care le au de la curs și la final de curs cu privire la satisfacția pe care o au de la calitatea cursului și în funcție de aceste opinii modernizăm sau introducem careva modificări, schimbări în cursul următor cu următorii formabili. Până în prezent vreau să vă zic, deci aici pe ecran ați văzut disciplinele care se includ la aceste cursuri, nu le dau citire, dar toate sunt foarte interesante și ce am vrut să menționez este faptul că 60% dintre formatorii acestui curs sunt din practică, deci din mediul practic, ceea ce prezintă un avantaj. Avem și partea academică, 40%. Vreau să vă zic că la Facultatea de Științe Economice avem o tradiție foarte frumoasă și disciplina aceasta, specialitate, servicii hoteliere, turism și agrement, este una destul de stabilă, având programe de instruire la nivel licență, grupe române cu predare în limba română, limba rusă, avem grupe la frecvență redusă, la fel program de master care a fost dezvoltat în bază de proiect și acest curs de formare profesională continuă este un alt produs educațional la care lucrăm continuu și dorim să-l modernizăm. Le mulțumim foarte mult partenerilor pentru implicația pe care o au în toate programele de studii, pentru că ca prioritate la Universitatea de Stat din Moldova sunt cei trei piloni, calitatea studiilor în primul rând, performanța academică a staff-ului care asigură aceste studii și imaginea ireproșabilă a instituției. De aceea întotdeauna se pune foarte mult accent pe certificare, pe legalitate, pe respectarea regulamentelor în vigoare și spre respectarea tendințelor de dezvoltare a industriei, astfel încât să pregătim specialiști performanți, pregătiți pentru inserția favorabilă pe piața muncii și, într-adevăr, să corespundă acelor cerințe pe care le au angajatorii. De aceea, pentru noi este foarte important, chiar anul acesta, acum la grupul nou de formabil, 23 de formabil pe care îi avem, dorim să facem, dacă o să se primească înmânarea diplomilor, în aceeași zi cu absolvenții de la SHTA, deci Servicii Hotelierie, Turism și Agrement, deci să fie absolvenții și de licență, și de la formare continuă, pentru ca să se vadă, cum s-ar spune, ochi în ochi, angajatorul și absolventul programului. Mă bucur foarte mult să văd multe fețe cunoscute în această sală, deci sunt absolvenții acestui program de formare profesională continuă. Până în prezent avem, cred că eu am dat înapoi sau mai sus, da? Așa, cer scuze. Până în prezent, la programul acesta acreditat, avem deci 63 de absolvenți, dar anterior au mai fost 50 care i-am avut până la acreditare, pentru că așa este procedura de înregistrare, autorizare a programului. În prezent suntem în plin proces de acreditare, pentru că după două promoții trebuie de făcut acreditarea pentru 5 ani. Suntem în acest proces și vă așteptăm cu mare drag la cursuri. Mulțumim mult vorbitorilor, dar și ne bucurăm că sala este plină și a rămas de asemenea plină până la finalul atelierelor. Pentru un cuvânt de încheiere și exprimarea concluziilor, îi ofer cuvântul doamnei Diana Lazar. Mulțumesc, Mariana. Noi finalizăm în 5 minute. Mă bucur că suntem chiar în agenda cu mici devieri și, într-adevăr, faptul că ați rămas până la urmă înseamnă că sunteți determinați. Cei ce am vorbit acum, ultimele două ateliere, pare să fie complicat de înțeles, dar este foarte important să știți că aceasta va determina deseori
care aplicație, care afacere este de succes și merge înspre direcția de dezvoltare durabilă. Terminăm cu câteva ilustrații. De fapt, aici în sală sunt mulți din beneficiarii și cei care au fost în echipele de proiect anterior. Iată, chiar în spatele salei este Liliana Buzilă, de exemplu, a doua generație în turism, după ce mămica Lilianei a început una din primele pensiuni din Moldova, care s-a reformatat, regândit și ați văzut și unele poze anterioare. Este Casa Verde și Liliana a creat, de exemplu, Casa Rândunicii, care exact astăzi sau mâine împlinește un an de la lansare. Astăzi, felicitări, Liliana, un proiect realizat startup cu proiectele USAID, cu finanțarea și mentoratul nostru. Sumele le vedeți aici și asta a fost posibil. La fel, nu știu dacă este în sală, nu-l văd, dar din serviciile de agrement, așa cum vorbea și Sergiu aici cu SUP-ul, l-am avut și pe Alex Guțagă, care din IT, unde se spune că se plătesc cele mai mari salarii, a migrat spre turism și are baza cea mai largă și diversă de caiacuri din regiune, nu doar din Moldova, din regiune, și iarăși cu suport USAID, care nu neapărat sunt cei mai mari bani, dar aceștia sunt catalizatori pentru dezvoltări durabile. Succesele sunt încă în derulare. Sau știți pe ilustrul și cunoscutul, renumitul nostru Gonciar sau Olar, așa fiindu-i și numele de familie, care a migrat de la pur și simplu un meșteșugar și a vinde acele bunuri, la a crea experiențe, la a primi oaspeți și a deveni și el un hub turistic. Deci acestea sunt nu altceva decât niște exemple. Cineva spunea că ospitalitatea nu se învață, ea se trăiește. A fi în industria ospitalieră, desigur că există o foarte multă doză de implicare personală a dumneavoastră, de a trăi în fiecare zi cu acest sentiment de ospitalitate. Ce înseamnă ospitalitate? Câteodată depășește chiar gândurile noastre sau cu ce am fost noi crescuți. Uneori ospitalitatea este de a da spațiu propriu și liniște celui care vă vine în vizită. Nu neapărat este de a interveni permanent și a sta cu el și a-l ține la activ în fiecare minută implicat. Uneori este a-i da spațiu ca el să se recreeze, să se simtă singur cu sine, dar într-un spațiu în care el este văzut, înțeles, auzit și tratat cu maxim respect. De aceea să ne gândim că întotdeauna, în afară de ceea ce noi știm, sunt lucruri care noi nu le știm, le putem învăța și experimenta. Vă rugăm să stați în contact cu echipa proiectului nostru, cu Antrim, cu Universitatea de Stat din Moldova și alte universități, cu Ministerul Culturii, pentru că în afară de granturi există mult mai multe proiecte și orice nu s-ar întâmpla, dacă ați intrat în această familie, trebuie să mergem împreună. Noi am lansat sau relansat recent campania Fii oaspetele nostru și terminăm cu acest video de campanie pe care o să vă rugăm să-l popularizăm. Și în toate acestea, desigur, aveți mai mulți parteneri strategici. Vă mulțumim foarte mult și toate cele bune!